Bună! Și bine ai venit la podcast! Bine v-am găsit! Ai grijă ce-ți dorești de la viață când te întâlnești cu destinul de care vorbești tu și de care se lovești și restul. Am venit aici la Academie să vedem ce se întâmplă. Doamne, reluăm anunțul important pentru sala Palatului. Iată cum sună. 1, 2, 3. Frunzele și iarba. Pe 22, 23 și 24 noiembrie ne vedem la sala Palatului. Nu uitați, facem mai multe bisuri. Facem atâtea bisuri câte doriți voi. Să vedem dacă se țin cursurile. Păi da. Vedem dacă e toată lumea prezentă, nu se face așa. In the road. Ne pregătim pentru Cabron, dar până atunci vă cânt o melodie care mi-a venit mie pe Hit the road, yeah. Won't you go? No. No more, no more, no more, no more. Hit the road, yeah. And don't you come back no more. Stai. Cum te cheamă pe tine? David. Salut, David. Noi ne cunoaștem, te-am văzut pe tine de multe ori la Academie. Ești aici, de aici, din Academie, nu? Da. Ce studiezi tu? Canto. Canto. Măi, câți ani ai tu? 10. 10 ani. Cine e profesorul tău? Cine e profesoara ta? Elena. Elena. Elena Dima, o salutăm pe Elena Dima. Vreau să te întreb dacă ai cântat vreodată la un podcast. E prima dată? E prima dată? Bun, perfect. Ce vrei de băutați la podcast? Da. Avem apă, ceai, cafea, vin. Apă, eu scop. Cu apa, nu ceai, nu cafea. Bine, atunci hai să mergem. Atenție, începem. 1, 2. La lucru simple. David. Hit the road, Jack, yeah. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, yeah. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back. No more, no more, no more, no more. Hit the road, yeah. And don't you come back no more. Oh woman, oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, yeah. And don't you come back no more. Don't you come back no more. What you say in the road, Jack? And don't you come back no more, no more, no more, no more. In the road, Jack. And don't you come back no more. Nu mai cântă nimeni, gata. Auzi că mi-tu s-au speriat. Da. Fiind rapperii la Brenciu. Now baby listen, baby, don't you treat me this way, cause I've been back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well I guess if you say so, I had to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. And don't you come back no more. Oh, yeah. And don't you come back no more. Oh, and don't you come back no more. Bravo, David! Bravo! Eu îți mulțumesc foarte mult că ai trecut pe aici. Îi mulțumesc lui Marius. La fel. Marius e pianist. Îl știi pe Marius? Îl știi. E... Între noi fie vorba, sincer, David. Marius, e ok pianist sau mai are de învățat? E ok. Ești ok, ai trecut de... Adică e la nivelul... Măricelaș. Eu uz tobe. Bat în tobe, băieți. Vezi, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să-și primești. Niciodată.
perdea. A venit ca un cel mare. Hai, trebuie să facem viața transformație. Ce facem? Ce facem? Facem totul natură. Facem viața de la mare. Ca un cel mare aici. Aole. Și eu mă voi pe lângă el ca un arici. Eu mă voi pe lângă el. Trebuie să facem o piesă rap, că văd că... Sfârșit! Că văd că le-ai cu... Acomodez un pic, că m-ați luat așa, din pripă. Ia uite, ai toate instrumentele. A venit Crăciunul, doamnelor și domnilor. Să trăiți. Hai, la mulți ani. La mulți ani, să trăiți. M-am intrat așa în... Gata, gata, în concert. Intrăm în pită, cum se zice. Așa să fie. Deci, în timp ce cântați voi, Cabron îmi zice... Băi, tu trebuie să facem o piesă împreună. Am un zâmbit. Rap așa, că te-am văzut pe freestyle, rap. Pe astea. Zic pe freestyle. Băi, stai, că eu cu freestyle-ul așa pe scenă, cu dansul, să o bine. Păi ce? Adică eu sunt eu nu stau bine cu dansul, vezi? Și cumva ne completăm. Da, mai da. Auzi, chiar mă întrebam zilele trecute, văzându-l pe Smiley prin Canada. Da. Unde o să urmeze să... stai că... Scuze-mă, Shrek e aici. Da. Unde o să urmeze să mergem și noi... Poți să lași deschis, te poate suna cineva, vreo fană. Nu, nu sună fanele, de când eram mic nu mă mai sună fanele. Nevoie cu... Nu mă mai sună o fană, o geană, părea totul natural, da. Acum nu e amical. Este corect. Nevasta, vine ca năpasta. Păi am dat pe avion, știi, ca să nu... Și îl dau pe avion. C-A-V-R-O-N. Nu mă mai sună, mersi beton. Exact, deci două chestii vreau să spun. E. Deci, iubesc la nebunie ca cineva să facă... Dă-mi un ritm, Vali. Iar rapperul din... Exact. Deci, vocea umană zice, imediat zice... Păi da, așa vine de la sine, n-avem ce să facem. Asta face parte din... Și din practic creație. Totul, ca și Bach, de altfel că aici am vrut să ajung, e colorarea măsurilor, ce pot să adaug. Deci practic măsura ta, că vorba aia, vorbesc cu un om care a stat jumătate de viață în studio. O măsură. Deci măsura aia săraca are 1001 de surprize. Da. E... Timp, off-tag-urile, timpurile, contratimpurile. Da. Și totul creează starea asta de... Da, uite, eu nu pot să încep o strofă dacă nu o dau înainte. E un fel de, nu știu, un punct de sprijin. Exact așa. Cam așa e. Nu, uite cum e la chitară, acordul. Adică nu pot să încep un solo fără acord. Cristiane. Da. Poți să încep orice. Da, bine, tu ești excepția care practic toată face... Da, cum a văzut drumul până la noi? Lejer, că eu vin de la Ploiești. Și... M-am făcut, nu știu, ceva, 45 de minute. Legal. Omul... Legal, iată camerele de supraveghere de pe stradă. Aici, aici am încercat 45 la oră, dar m-am retras imediat la 35. Ți-e sete, ți-e foame, ți-e dor de codru verde? Sunt super ok. Mai beau apă, că eu sunt cu apă, n-am ce să... Băi, și care... Uite, te văd... Perfect fericit, liniștit. Da. De fapt, tu asta ai fost de când te cunosc eu. Așa. Bonom și liniștit.
zâmbitor. Păi, trebuie să ne agităm, trebuie să ne agităm. Trebuie să stăm liniștiți. Că oricum, de-aia eu dansez și tu stai. Și dacă e să întâmple ceva nasol, oricum te agiți degeaba. Că întâmplatul se întâmplă, știi? Și așa mai bine stai liniștit. Deci eu m-am agitat o viață. Da, nu mi s-a părut cât... Bine, un pic da, ba da. Eu m-am agitat o viață și practic după aceea tu te uitai... Fii aici, clipele dinainte de cine stă la masa mea, da? Da. Cabron e la televizor. Tu ai dat telefonul Ștefan? Da. Știam. Era culmea să-mi fi dat Ștefan dacă am vreo piesă pe... Au, și stă așa al meu Cabron, stă... cu telecomanda. Avea o telecomandă. Și dă. Și vede un tip mișto, ăsta e Ștefan. Da. Telegenic, da. Frumușel. Ce mă fi băiatul ăsta? Ce bine. Da. Găsește-ți două. Bun. A, știu de ce l-ai luat, mă. E. Gata, mă, băi. Acum... Ia să vedem. Ca într-un film de Agatha Christie, finalul filmului, da, acum așa. Am înțeles tot. Da. Deznodământul e. Pentru că tu... Da. Primul tău concert pe care l-ai văzut cap-coadă a fost cu Elvis Presley în 73 de la Hawaii. Da. Ați înțeles? Dacă vedea un film... Bine, da, cumva cred că da. Cred că ai dreptate. Da, asta, de asta ai dat telefon. Dacă el vedea, dacă al meu Cabron vedea un concert cu James Brown... Da. Așa? Ce, te sunam pe tine? Băi, hai mă să-l sun pe Horia. Da, am văzut asta. Acum am dat seama, gata, am realizat tot. Înțeles. Acesta a fost podcastul, a fost doar pentru plăcerea mea. Să trăiți numai bine. A fost o plăcere. Am avut și niște apă și cam aia e. La mine cu economie, nu? Adică uite, putem să o lăsăm pentru următorul invitat. Nu, nu. Va trebui să o bei pe toată. Da. Vreau să vă spun câteva date despre Cabron. După aceea începem emisiunea. Vin sarmalele, vin mirii. Da, vreau să avem fac o nuntă. Da. Cine să... Ne unificăm. Uh-huh. Data nașterii 31 mai 1983. Locul nașterii, Ploiești. Nu, locul cel nașterii, acolo e o greșeală. Ce? Pe net. Locul nașterii e București, de fapt. Dar am crescut la Ploiești. Locul nașterii București, dar a crescut la Ploiești. Vârsta? 40. 500 de ani. Hai, nu, lasă că-s mai bătrân. Noi aici 70-80 de ani. 40 de ani ești un kinder cu surpriză. Înălțimea, 1,80 m, scrie. Da? Da? Nu cred că am 1 m. Sau am mai scăzut. Cred 81? Că, la vreo 30 de ani, cred că aveam 1,80 m. Acum nu știu, cred că am vreo 1,76 m ceva. Hai, mă! 7. Nu, hai să zici la 1,79 m. Am până într-un metru. Oricum nu știu cine a scris astea, le-am văzut și eu pe net. Nu m-am întrebat, nu m-am măsurat. Stimate net, sper că am luat legătura după filmul. Dar cumva acolo, pe mine mă avantajează, că 1,80 m, corect. Ochi arbaștri, plete în vânt. Corect. Nu, ideea e că după filmul ăsta de pe Netflix cu... extraterestrii, poți să vazi orice, că okay. E perfect. Greutate. Aia, na. Am îngreșit, vezi. Potrivită. Potrivită, da. Greutate, așa. Soție, Gianina. Moștenitor, Nicolas. Nicolasul crește mare. Deci corect, au dat-o corect. Așa cum am niște idei. Rapper și trapper. Ăștia sunt doi tipi. Nu, eu sunt rapper, nu sunt trapper. Nu ești trapper? Sunt și trapper dacă vreau. Da, eu sunt rapper la bază. Adică eu oricum nu cred în trapperul care nu e și rapper. Știi, tu ca să fii trapper trebuie să fii rapper prima dată. E evident, iar dincolo de toate, tu ai o moștenire muzicală atât de puternică încât dacă te-ai arunca cu toată ființa ta în vorbit, în recitativul ăla de rapper, da? Oricum te reîntorci la muzicalitate. Normal, că de acolo am plecat. Acest om din fața mea se numește Alexandru Miculescu, activează pe scena muzicii românești încă din 1999, când înființează trupa Codul Penal, împreună cu Shabby. Cu Shabby, da. În America. Da, merge și așa. Shabby a avut 4 piese în top 100 Mediafora, cele mai difuzate piese când? Din România. De în 2014 și 3 piese în top 100 pentru 2013. Păi mai am de atunci până acum în 2014. Iar acum, visul vieții lui s-a împlinit. Le-a cunoscut pe cele două fete, Alice și Gabriela.
Da, da, mai știu. De mic voia să se facă artist, cântăreț. Dovadă pozele în care cânta la racheta de tenis pe post de chitară. Exact. Pe la școală făcea o grămadă de stricăciuni și își spărgea destul de des genunchii. Genunchii și după piesa coatele, genunchii și coatele, da. Iarba și frunzele. E corect. De atunci s-a inspirat. La fotbal, la ce? La toate. Ăștia? La fotbal, că ai vrut să faci fotbal. Da. Una dintre cele mai mari satisfacții a fost atunci când a câștigat pentru prima dată bani și a cumpărat cabluri pentru microfon. Era în 1998, avea vreo 15-16 ani, se întâmpla la un concert pe lângă Ghici unde? Ploiești. Da. Este mare fan al echipei locale Petrolul Ploiești și nu a ascuns niciodată asta. A fost pentru un an director la o firmă de pază, iar dacă îl întreb la ce e bun în bucătărie, cel mai bine se pricepe la copii. Oh, ok. Fripturi. Fripturi? Așa zice lumea. Fac și ea. Invitatul nostru e pregătit oricând cu un îndemn pentru tânăra generație. Citez. Să nu le mai fie teamă să facă schimbări în viața lor, să ia atitudine și să facă un pas înainte spre viața aia bună și liniștită pe care ne-o dorim cu toții. Și să dea bani pe muzica pe care ascultă. Corect. El este Alexandru Minculescu cu numele de scenă Cabron! Cam asta a fost podcastul. A fost o mare plăcere. Am mai băut. S-a mai băut. Nu, trebuie să continuăm emisiunea până când bea toată apa. Da, da. Și da, sponsorul vezi, vrea. Lent, sponsorul până... da? S-a hidratat. Cabron? Carbon. A plecat bine din emisiune, s-a plecat uscat. Scat! I'm a scat, man! Digri. Băi, dar, stai puțin, Minculescu. Tu n-ai niciun fel de rudă cu Cristi Minculescu. Nu, dar știi că îl cheamă și Alexandru, și pe el. Îl cheamă Minculescu Cristian Alexandru. Și pe Minculescu îl cheamă Alexandru Cristian? Da. Am făcut o piesă cu anul ăsta. Cu el? Da, Minculesciada, așa. De, cum să lasă Minculesciada? Da, urmea să o lansăm. Nu știu când e piesa lor. Nu, eu doar am tras și eu. Am zis, zic, bă, dacă ne cheamă la fel, ar trebui să... Da. Să știi că la mine suna mai ușor Brânciada. Minculesciada. Păi facem și Brânciada, ca să fie frumos. Bun, eu ți-am zis, acum având telefonul tău, aștept un mesaj. Da, până una alta ți-a venit eu un mesaj. Ah, uite, ți-a venit un mesaj acum. Da? Da, păi nu vine mesajele de la mine? Ia fii de aici. 2, 3 și... Salutare, Horia! Salutare, Alexandru Minculescu! Nu mă salut pe mine, îl salut pe invitatul tău, Alexandru Minculescu. Cabron. Și pe mine mă cheamă la fel, Alexandru Minculescu. Deci, practic, cumva aș putea să-i zic Cabron și să fie legit, dacă îi spun asta. Mi se pare foarte funny. La un moment dat, acum câțiva ani, pe Google, dacă scriai Alexandru Minculescu, undeva scria Cabron și era poza mea și zic, ok, nu mi s-a întâmplat să mă pe stradă să aluc când mă scoți să cânte vreun vers, dar mi se pare funny că ne cheamă la fel. Într-o lume în care trebuie să-ți faci un nume de scenă, să te știe oamenii, să mai găsești un artist mai cunoscut decât tine și să-l cheme fix Alexandru Minculescu, e greu. Noroc că eu îmi zic Mincu la stand-up, vă salut și vă doresc un podcast foarte mișto. Ceau! Bine că mi-am ales nume de scenă, că dacă rămâneam Alexandru Minculescu era nasol, îți dai seama. În cazul tău era chiar jalnic. Da. Gândește că întâlneai fără vreo trei oameni cu afișe în București. Da. Și veniți... mai știau ăștia pe unde, cum, care e, cum e, unde mergem în seara asta, la Minculescu. La Minculescu. Care e Minculescu, mă? Care e Minculescu. Care e Minculescu. Da, s-a și râs la acest material, mulțumim Mincu. Mincu, dacă nu știți, este... Mincu e tare rău, oricum. Este soțul Mariei. Da, amândoi sunt tari. Și Maria e tare, tare, da. Maria, să știi că în ultima perioadă arată din ce în ce mai bine. Cred că face... Mă rog. Face ceva, sport. Da. Nu, Maria și cu Migu sunt prietenii noștri și știm foarte bine că amândoi au făcut operații estetice. Așa! Da. Nu, asta e o glumă. Trebuie să râdeți, fetelor. Da. Nu trebuie să râdeți. Când fac o poantă, râdeți tare. Ho, te așa cum mai zi o dată. Fac operații estetice. Nu. Am că s-a râs. Așa se numește și podcastul lui Mingu. Nu, no, ia chiar. Cum râdeți voi pe voci? Zic că merge. Auzi, dar tu ai fost vreodată la Mingu, la podcast? Nu, la, nu am fost. La stand-up? Nu, o singură dată ne-am văzut așa față. La Maria? La Maria? Da, o singură dată, da. Iubire, hey. I-ai adus ceva? Da. Ce i-ai adus? Ce? Ți-a zis ceva el? El nu mi-a zis nu.
Apă. Apă atât? Da. Vezi, mă? Vezi ce înseamnă Ploiești? Da. Dați-mi apă. Păi da. Dacă era din București și stătea toți anii ăștia în București, Prosecco aveți? A, Prosecco la bărbați e prost. Avem Prosecco. Dar ce-ar servi bărbații? Ce-ar servi femeile? Păi nu știu, bei un whisky, bei ceva, nu ca bărbat. Eu sunt cu șpriț oricum și cu țuică, ca să fiu bărbat. Dar prefer vin roșu sau vin alb? Vin alb. Că am o experiență proastă cu vinul roșu. Hai pe bune, ce experiență proastă? Mi-a fost rău, am băut mult rău într-o seară și de atunci nu mai pot nici să-l miros. Nu cred! Da. Și s-a pus așa o barieră psihologică. Da, mi-a fost rău de la rău, știi? Și nu mai. Beau alb și cam atât. Cam atât. Și cu coniacul la fel. Cu coniacul și cu vinul ăsta roșu nu mai... Ce chestie? Ce chestie asta? Face doamne, frumile. Păi merge cu țuică, că m-au auzit că sunt cu țuică. Coace, doamne, prunele, cum e asta? Coace-mi, doamne, prunele. Să umplu paharele. Bună. Marius tocmai a ieșit de la Alcoolici Anonim și știe toate piesele, da, știu, în sensul ăsta. Da, foarte bine, n-are nimic că merg la nunți, merg astea, merg bine. Merg bine. E prima dată când îl aud cântând, adică. A, da. El știi că atunci când când după ce cânt la o nuntă, da, și mă întorc așa în spate și văd așa un zâmbet. Da. Ba de la Cristi așa, Cristi are o obișnuință, își pune pe burtă chitară și face așa. Uh-huh. A, aveți chef. Are hazul lui. Și haz. După aceea zic că îmi pare rău, dar nu mai am piese. Uh-huh. Și începe fiecare să cânte o piesă. Ce? Marius, cântă aia. Ce, nu e adevărat. Mă rog, mă păcălești, dar trec peste chestia asta. La vârsta de 3 ani. Ce n-ai făcut? Al nostru Alexandru Minculescu cânta această piesă. Să vedem cum o fredonează la 40 de ani. Ah, nu mă știu de care zici, dar nu mă știu. Îmi trebuie textul. Îți trebuie textul? Pentru ce suntem noi aici? Deci, okay. Iadă, te ajut. Dacă sunt mai mult, da? De data asta. Piendă aici. Așa. E primul rapper care vine la noi, nu? Ești primul. Cred că da, că eu îți mai urmăresc așa emisiune. Deci ești primul rapper. Cred că da. Deci, fii atent, până acum eu a trebuit să susțin duete cu femei. Da. Eram eu numește-i. Da. E, pentru prima dată am zis: băi, Cabron a cântat în special cu femei. Da. Eu nu pot să pot să reproduc voci de femei minunate. Și atunci ce fac? Bineînțeles că le-am adus pe cele două zuze. Păi da. Gabriela și Alice, care nu este niciun suplință în franceză. Și mi-am dat seama că, băi, dar eu ce cânt? Și bineînțeles că am speculat tot ce am găsit. Bun. În biografia ta. Pian. Asta e... No New Year's Day. No New Year's Day. Yeah. Ca să fie părere, pă, cum era. Tu acuia e serios, așa era. Da, momentul. Da. Yeah. I just called to say că a mers cât de cât. Fii de aici. Mai că eu sunt mai culmea muzicilor. Da, cred că Marius te-a întâlnit mai mult. Dar vreau să spun un singur lucru. Noi ar trebui să facem așa o piesă. Da. Tu să cânti și eu să fac rap. Merge. Facem cum ar fi. Ar fi tare. Pentru asta eu trebuie. Eu mă bag la orice cum. Pentru asta trebuie putere. Andreea? Putere. Dă-i putere omului. Dă-o putere. Ce mi-a adus aici? Electroputere e asta. Deci iată-te aici. Asta este omletă. Așa. Omletă frumoși. Băi, deci asta e omletă pe care tu o mănânci în fiecare dimineață. Este... Da, dar cine ți-a zis asta? Unele surse... Da. Toți vecinii tăi lucrează pentru mine. Ai, lasă-mă. Și ăștia stau la mine în bucătărie. Da.
Deci asta este, asta este omleta ta și asta este omleta mea. Dar ce trebuie să o mănânc acum? Nu, 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 când vrei. O mâncăm mai acolo. Nu, 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 o mâncăm mai acolo. Să știi că au existat cazuri de oameni, de invitați, care au zis, ce te rog, pune la pachet. Da. Deci există și oameni de genul ăsta. Nu, la pachet, dar o mâncăm aici și mai pe mapă, mai papă. Zim, cum cântai tu la treia melodia asta? Păi crezi că mai știu? Na, îmi zicea și mie tata, na, e mei, eu cântam, na, făcut, mai știu așa cât de cât. Bine, mai știu că eu ascult. Dar muzica. Știi că piesa asta nu s-a dat la radio, radiourile românești în anii 80. Nu? Păi nu știu ce muzică se dădea de acolo. Nu, asta, în anii 80. Asta s-a dat la vocea, la BBC, la vocea Americii. E clar lucrul ăsta. Da. E, și bineînțeles exista pe casetă. Da. Mai ai casetele din copilărie? Da, tocmai le-am găsit anul trecut. Am găsit două genți de-astea mari de casete, da. Originale, frumos, legal. Da, știi că m-am gândit la chestia asta? Eu am bine, casetele, eu toate casetele am împrăștiat în toată academia, asta ca să știi. Da, tare. Și acum mă gândesc, pentru că următoarea etapă este să împrăști toate CD-urile. Uh-huh. Și după aceea mi-am dat seama că am foarte multe CD-uri și stai, mai lasă-mă puțin cu vinilurile. Păi mai lasă-mi câțiva ani. Discutăm că și eu sunt cu vinilurile oricum. Da, da, aici mai am văzut, câteva. Am văzut așa, mi-au sărit în ochi. Dar eu zic să tapetăm toată academia cu CD-uri. Cu stick-uri nu merge. Da, cu CD-uri merge, dar ar fi drăguț. Dar CD-uri n-am mai găsit din perioada aia, dar am găsit casetele și mă bucur. Am găsit și casetofonul ăla pe care l-aveam. Pe care l-am recondiționat, așa, l-am aranjat. Casetofon, da. Îmi place să ascult muzică pe, gen, pe vintage, așa, știi, style. De-aia sunt și cu viniluri și cu ascult. Bine, dar din toate casetele alea. Așa. Mai știi ceva de... Știu că aveai în toate interviurile tale, menționez cel puțin doi oameni. Unul e James Brown. Da. Și altul este Stevie Wonder, inevitabil. Da. Dar pe James Brown... L-am invitat eu. L-ai chemat pe James? Da, da, e aici, James Brown. Ce zici, mă, James, mă? Deci, el, două lucruri am luat din America. Viniluri și pe James Brown. Da, asta se și mișcă, nu s-a ceva, da. Tarararararara. You know what I would. Vezi că e tare ăsta, dar e un pic cam cocoșat. N-avem noi saxofon aici, da. Bam, I got you. Știi că a tăiat-o, se vede tăietura. When I hold you! When I hold you! I know. James, mersi frumos, mersi frumos ca JB e cu noi. Stai frumos acolo, da? Deci du-te, tată, pune-te deci acolo. Este... Uite. Așa. L-ai văzut la Cerbul de Aur? Nu l-am văzut. La Cerbul de Aur cred că a fost în 94 sau ce? Ba, nu, cred că a fost în 95 fost sau 96. Când a fost și Lewis. Nu cred că a fost în același an, dar au fost... Va parcă în același an, nu? Băi, cum fine, nu mă știu. Era și zi, Joe Cocker acolo, da, atunci. Da. Nu, n-am fost, eram mic. Dacă era 94, aveam corect, 15. Corect. Mai știi vreo piesă de la Stevie? Mai știi vreo de la Jimi Hendrix? Ce s-a încântat? De la Jimi Hendrix, Hey Joe. Ce? Hey Joe! Da. De la Jimi Hendrix. Uh-huh. Știu că eu ascult în fiecare zi muzică veche. Adică eu ascult mai mult muzică veche decât rap. Întotdeauna am ascultat mai mult muzică veche decât rap. De-aia piesele mele sună mai melodice, știi? Că eu am treaba asta. Adică îți place cel mai mult să te concentrezi la partea instrumentală și la toate accesoriile? Da, îmi place să fie muzică în muzica mea. Deși mai fac și rap-uri care nu sunt atât de muzicale, știi? Dar eu cred că surpriza cea mare pe piața muzicală românească ar fi să... Iar acum dați-mi voie. Ce să fac eu? Concertele la Sala Palatului? Nu. Nu fie deja. Cu orchestra. Cică, începe căprun. La cârciuma din cardie. Da. De ce te-aș vedea făcând asta odată? Dar și îmi place. Adică îmi plăc și lăutarii. Da, lăutarii tari. Lăutarii de catifea. Am înțeles. Am înțeles. O să-i spun lui Simeon că ai făcut reclamă. Ok. Da, lui Bogdan, prietenul meu. Nu contează, îi facem reclamă. Da. Păi okay, da, de mătase, nu de catifea. Sau cum zici. Tot metafora rămâne. Ceea ce vreau să te întreb eu pe tine un lucru. Deci,
Am elucidat și am avut o revelație la început. Așa. Deci m-am uitat la tine și mi-am dat seama. Tu i-ai dat telefonul bănică pentru că tu îl ascultai pe Elvis. Și mai mult decât atât, e o chestie foarte interesantă. Dacă aș fi fost în locul tău, aș fi fost absolut uimit de ce se întâmpla atunci în 73 la Hawaii cu Elvis Presley. Cu concert, primul concert. Concertul ăla a fost într-adevăr satelit, primul. Cred că e unul din concertele pentru care eu m-am gândit că dacă nu cobor în public, fac o greșeală. Uh-huh. E adevărat că n-am coborât pentru același motivație ca și Elvis Presley. Dar Elvis nu știu dacă a coborât atunci, că nu știu. Doar când a făcut drumul ăla, când a sărutat toate femeile. Fete și le pupa pe fete. Băi, explică-mi chestia asta. Păi, dar era Elvis. Adică, na, ce să fac? Cu asta s-o ocupa. Băi. Pe lângă muzică. Nu știu dacă... Deci, pentru mine, care eram un băiat din Brașov, cu frică de Dumnezeu. Da, când ai văzut treaba ce-i. Când am văzut că un bărbat, Elvis Presley, da, l-am văzut în mai multe filme. Cum era filmele alea în care... Oh, Casanova, Casanova. Viva Las Vegas, toate. Viva Las Vegas, ok. Și la un dat îl văd într-un concert cu piesele lui, pe la final, coborând prin public și luând capul fiecarei femei, cred că au fost vreo 15-20 de femei. Păi fanele, ce vrei? Le-a sărutat buză în buză, cum zice și Helciuc, săracul. Nu erau pandemie atunci, nu erau, da? Nu, lasă! Deci, efectiv, iar ele și-au dorit chestia asta pentru că și ele au avut inițiativa de a-l săruta. Da, da. Mai ele, cred că mai mult, până la urmă. Mai știi vreun artist care a făcut așa ceva? Nu știu, cred că nici Michael, nu, nimeni, nu știu. Adică Michael, nu. Michael, da. Mai săreau ele pe scenă. Cine? Michael, când a fost în România. Se ducea el și le pupa pe fete în sală. Pe aia da. Da, a sărutat-o. Adică băi, sărut. Da, da. Băi, Alice, când era mai tânăr așa ca tine, să știi că și eu. Mai una, sărutași. Ok. Dar 50 de femei și se fac rondul. Nu se uită și la ele. Am văzut o chestie la Michael Bublé odată. Da. N-a sărutat femei când s-a dus în public, dar a zis și acum orchestra și au început și în timp ce era cu swing-ul pe 200 BPM, el a făcut așa un traseu scurt, alergând prin sală, dând palme, nu știu ce, dar sub nicio formă dând sărutat. Palme, nu... Nu, peste, hey baby, twerk, nu. Palme și așa, da. Cuba. Vreau să te întreb de la concertul ăla, pentru că ai un reper foarte bun, ce piesă ți-a rămas în minte? Nu știu, mai multe. Acum prima, când m-ai întrebat ce piesă mi-a rămas în minte, mi-a rămas una care nu e a lui. My Way. Gen. Dar și el a cântat-o, da. Păi și el a cântat-o de multe ori. Da. My Way, da. Bine, mi-au rămas multe, nu știu, I Remember You, multe piese, nu știu, toate. Deci, le știu pe toate. Da, mă, e fantastic. Eu de acolo m-am apucat de cântare, că datorită la chestia asta, că eu așa mă jucam. Eu când eram mic, dădeam... De-a sărutatul? Aveam caseta, da, mă și aplicam. Mă și aplicam spre caseta. Și într-o engleză, de-aia mi se părea mie că înțeleg. Nu înțelegeam nimic, eram un copil crescut la școala 2 în Ploiești, adică eram... Na, da, da, da. Eram, dar asta făceam în casă. Puneam într-una caseta aia video și știam concertul ăla de la prima până la ultima piesă, știi? Iartă-mă, te întreb. Repetam în oglindă, eram... Ei, întrebare. Când ți-ai dat seama că vrei să fii rapper? Adică inițial voi să fii... Păi fii atent. La un moment dat, în America, era un artist foarte cunoscut, Nate Dogg. Nate Dogg era... O corcitură între rapper și cântăreț. Era și o vorbă atunci. Dacă vrei să faci un hit rap, trebuie să-l chem pe Nate Dogg să-ți tragă refrenul. E, și undeva acolo Nate Dogg plecase din gospel. Și undeva am găsit eu între rap și Elvis, știi, pe unul. Și zic, mamă, ăsta-i tare, ar trebui să... Și primele mele piese pe care le-am făcut, eu aveam strofe de-astea mai melodice așa, știi. Dă-mă un exemplu. Păi nu știu, cred că și nu pot să mai suport. Da. Mai ta-pa-ta, pa-ta, pa-ta, mai așa, știi, zi de zi cu familia. Eram mai... Adică nu un simplu... Nu cântam doar rap-ul drept, știi. Da.
Am și tras o sumedenie de refrene pe la rapperi, pe la, știi? Și că ce face? Păi s-a terminat piesa, da. Și ce face Gaboron? Mai trage niște mai voci. Mai trage niște voci, da. Da, și da, l-am găsit pe Nate Dogg și atunci cumva mi s-au legat mie. Mamă, armeria... De se poate, să, da. Pot să fac, știi, ceva, că nu puteam să cânt, ce cântam Elvis la 15 corect, ani. Da. Nici mesajele nu mi se potrivea. Nici mesajele, nici probabil și, și nici timbru. Nu aveai cum să... Nu știu. Na. La 15 ani, practic, în 98, da. Tu ai început o aventură. Credeai atunci că o să o continui atâția ani? Eu am fost super dedicat în treaba asta. Adică eu eram ferm convins. Eu de mic doar despre asta vorbeam. Eu doar muzică. Adică ascultam muzică, vorbeam de muzică. Ai văzut, făceam poze cu chitara, cu, mă rog, n-aveam chitară. Înțelegeai că doar asta, da, am fost sigur, 100%. Și cred că și în jurul meu erau siguri că o să fac treaba asta. Știi? Cine mai a fost sigur? A vrut de la 16 ani, știa clar că o să devină... Busul a dat de 5 ori la facultate, până la ATF. Bă, știa clar, pentru că unii da? n-ai stofă. Uh-huh. Adică ei cred că acea piedică pe care o reprezintă eliminarea dintr-o competiție, dintr-o admitere la facultate, gata, nu sunt făcut pentru așa. Nu ești făcut, da. Nu merg pe principiul ăsta și n-am mers niciodată. Hai că se întâmplă, să nu-ți iasă și hai, mai încearcă. Dacă tu crezi într-adevăr în treaba asta și tu... Că știi cum e? Asta cu nu-s făcut pentru asta, trebuie să o simți tu în interior că nu ești făcut pentru asta. Nu doar așa că niște numere, că n-ai luat nota nu știu care și n-ai trecut mai departe. Adică, până la urmă, cred că nici la Hollywood nu toți actorii mari au nu știu ce școli. E adevărat. Nici și în România. Sunt oameni care nici n-au făcut la... Dar au... N-au intrat la studiu. Adică nativ, știi? Cum și la muzică până la urmă. Sunt o grămadă de cântăreți, super șmecheri care sunt ca urechea... Uite la mine, nu-ți dau nimic deloc. Păi da. Vezi? Nu mă ajută deloc. O academie întreagă. Da. Al nivel. Noroc cu profesoarele tinere. Da. Eu cred că tatăl tău este atât un reper pentru tine ca și părinte. Da. Adică dacă tai că tu ți-a dat la dispoziție toate casetele astea audio. Și vreau să spun că tata nu mi-a dat niciodată o casetă audio. De la tata, singurul gen muzical pe care am reținut sunt romanțele. Atât. Dar și cu romanțele. Dar în primul 90, că de asta mi-aduc aminte de ce făceai tu în 90, făceam și eu în 90, chiar dacă ne despart vreo 10 ani. Da. Ce făceam eu? M-am dus la primul chioș care se deschisese acolo în Brașov. Uh-huh. Ce muzică vrei să asculți? Păi dați-mi, vă rog frumos, aveau exact casete, ca la prozar, 3 kg de ceapă și 4 kg de cartofi. Da. Dați-mi și mie Michael Jackson, Foreigner, Billy Ocean. Da, aveați voi un magazin de ăsta 90 la Brașov? Da. Tare. Veniți mâine. Uh-huh. Mă duceam acasă, a doua zi am venit, mi-a dat pe o casetă fără brand, da? Da. Poftim, asta e caseta cu înregistrările albumelor pe care le-ai vrut tu. Ah, ok. Am deci totul era piratat. Ah, ok. Poftim. Eu mă miram, am crezut că originale. Ah, nu. Ah, exact okay. Cum, deci 90, imaginează-ți Brașovul, cred că era și Ploiești la fel, un oraș în care veneau niște oameni care dădeau jos... din autocare genți de blugi. Da. Păi veneau, și casete. Știi că era aia cu ajutoarele. Vin ajutoarele din Germania sau nu știu de unde. Da, vis-a-vis de ajutoare, ții minte că în 90, chiar în 90, pentru Șaguna, Ion Siriac a trimis un tir și ne-au dat portocale. Mamă, chiar am avut portocala, vezi că nu prea o găsei. Dar totuși, dincolo de tatăl tău care te-a ajutat, cineva din copilărie ți-a rămas la inimă. Și cred că ai avut tu cuvinte foarte frumoase despre bunica Mary. Da, că ea m-a crescut, practic. Că eu m-am născut la București. După aia tata s-a despărțit de mama și eu am rămas pe numele lui tata. Și, practic, bunica mea e din partea lui tata, aha, care m-a și crescut la Ploiești de copil, de mic. Ai niște comentarii foarte frumoase vis-a-vis de mâncărurile pe care le... Da, bine, știi că asta e
E cumva clișeu așa, știi, sună când, mamă, ce mâncare făcea bunica, știi, toată lumea. Da, da, nu-i ca la bunica. Eu acum sunt pe fasting, ca să înțelegi, nu mai mănânc dulce. Da, numai gata. Ai făcut vreodată vreo cură de slăbire? Băi, eu până anul ăsta, până anul trecut, când m-am îngrășat 10 kg, nu știu cum naibii, am luat așa, eu am fost numai slăbănoc, mereu. Adică am fost așa, până la 70, mereu, și ce să mai fac, și cură, muream. Și brusc 10 kg, bă, dar ce bine mă simt. Și am luat 10 kg, m-am urcat pe cântar într-o zi și aveam 80 de kg, nu mi-a venit să cred. Și acum oricum am început un pic să nu mai beau sucuri, să nu mai astea, ca să nu mă duc la 90 de kg sau niște de-astea, știi, că la mine se pune imediat sau mai, știi? Da? Da, da. Și tata săracu era într-un timp să îngrășease mult și mi-e frică asta și am frică asta. Și tot așa, după 35 de ani încolo, știi? Da, pot să spun după 70 cât am eu acum, da, nu se mai poate. Hai, mă, cu asta, mă, că ești bine, că te pui într-una în poziția asta de ăla mare și... În două... Mi se spune... Eu am necesități. Așa. Și s-a făcut și o piesă, Necesitățile Ursului. Da. S-a tradus în engleză Bare Necessities. Ah. Asta e. Aha. Dragii mei, în 2003 ai produs o serie de melodii incluse pe albumul Gând pentru ei. Da, lui Nașa, Nicu. E Nașta? Da, e Nașa mea de curunie și Nașa copilului, că da, el cheamă Nicolas. A, așa. Da. Na, că am elucid misterul. Deci cu Bănică, da, ai făcut duet pentru că au și cu Nico așa. Da, mă, okay, la mine nimic nu e întâmplător. Deci, bă, trebuie să a. Băi, fi... a. Putem să facem cu apa. Uite că a început să-mi fie sete și mie. Cu apa, cu Loredana? Nu, că te hidratez. A. Facem o melodie. Nu, nu, fii atent aici. Dacă noi doi vrem face vreodată melodie, facem. Trebuie să facem așa. Hidratare, hidratare. Un fel de depărtare, depărtare. De hidratare. Wow! Ne ardem. Băi, ce înseamnă un rapper, mă? Da, da, da. Vezi, mă, ce înseamnă? Vezi? Eu ziceam hidra, chestii aia cu nemții, nu știu. Tare. Astea sunt armoniile, dar nu pot să mai spor, nu? Iar acum... A, vezi dacă sunt bune căștile. A, funcționează, nu? Da, da, da. Funcționează, totul funcționează. Hei. Hei, hei. Yeah. Oh, oh, funcționează chiar bine. Aha, aha, aha. I gotta tell you what I need. A trecut deja o lună. Yeah. De când ai mai sunat. Și deja mea. Eu sunt, știu că a trecut ceva timp de când n-am mai dat niciun semn de viață, nu te-am mai sunat. Te rog să mă crezi că am avut multe pe cap. Bănuiesc că e supărată, îți dau dreptate. Am avut multe probleme toate odată adunate. Îmi pare rău că n-am putut să ajung la tine. La fel de rău că te-am făcut să ai încredere în mine. Mai dă-mi o șansă, te rog. Haide să o luăm de la început. Adu-ți aminte clipele bune pe care le-am petrecut. În dimineața mă trezeam și te găseam goală sub duș și te ștergeam cu prosoape multe cruși. Îmi pare rău că te-am făcut să suferi. Ăsta sunt. Dar asta nu va fi curând. Trebuie să închid și te iubesc până la cer. Tu ești femeia mea, eu sunt băiatul de cartier. Hey! Mă gândesc non-stop. La cine? La tine, yeah. Prea târziu acum să te întorci din drum. Știi? Știi bine, no. Nu pot să mai suport. Mă gândesc non-stop. La cine? La tine, yeah. Prea târziu acum să te întorci din drum.
Băi, fetelor, băi, 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 ce facem? Băi, voi chiar v-ați pregătit? Da. Acum, sincer, între noi fie vorba, v-ați pregătit pentru Cabron sau pentru mine? S-au pregătit. Pentru noi, să pentru nu ne facem de râs. Cristian, ce? Să nu ne facem de râs, hă? Am înțeles, am înțeles. Bine. Nu era să mă fac de râs, că n-am mai cântat piesa, cred că de vreo 10 ani. Mai bine. Da. Băi, mie mi-a plăcut foarte tare de tine, pentru că tu ai zis, băi, hai să fac... În primul rând, ai făcut și duete cu bărbați, dar ai făcut și duete cu femei. Da. Cred că cele mai multe au făcut cu fete. Da. Majoritatea. Bine, dacă punem bărbații rapperi, am făcut, cred că, cu mai mulți rapperi totuși. Adică așa de-a lungul timpului. Da, e adevărat, da, e adevărat. Gândește primii ani, când făceam numai cu rapperi. Ba cu La Familia, ba cu ea, ba cu ea. Ba cu ea. Dar cum a fost? Eu mi-aduc aminte că, cred că ne-am întâlnit pe la vreo emisiune de televiziune, da. 98. Posibil. Cu Codul Penal. Posibil, dar nu mai știu nimic. Nici eu nu mi-aduc aminte de drog. E acolo perioada aia 98-99-2000, da. Plină de... Nu știu, în 98 unde e? Mai erai la TVR, nu? La 98 eram la TVR. A, făceai Sarabanda? 99 a început Sarabanda, 98... 98 am stabilit un record foarte negativ din punctul meu de vedere. Mergând pe culoarele televiziunii, de fiecare dată se trezea cineva să zică: auzi, vrei să mă ajungi pe mine la ceva, să-mi prezinți o emisiune? Iar eu eram yes man all the way. Da, sigur, dar unde? Acolo, vino. Și... ajunsesem să prezint 4 emisii. Prezentam Robingo, ultimul an de Robingo. Prezentam Tip Top Bini Top. Și încă 2. Ai prezentat și Tip Top Bini Top. Da. Era o grămadă de emisiuni pe vremea da. Aia. Și nu erau rele. Nu erau rele, da, e adevărat, da. Și Tip Top Bini Top, chiar dacă era așa, părea de Tip Top Bini Top de copii, dar vezi că câțiva dintre copiii ăia parcă s-au făcut păi mari. Da, na. La un moment dat. Îți dai seama că acum când mă întâlnesc la Vocea României cu Bubu, mă uit la el și da, da. Văd în el, eu nu-l văd pe... A fost și el la... El a fost la Kikiriki Miki. Ah, da. Da. Dar era tot la TVR, Kikiriki. Da, da, da. Auzi, parcă sunt un fel de magazin cu jucării. Ce vreți? Da. Kikiriki Miki? Da, sau Tip Top. Nu vreau să vă spun că exista o emisiune care se numea Hodorong Tronc, o rubrică. Deci toate erau pe tema asta copiilor. Da, da. Era o grămadă, da, atunci. Era Abracadabra aia. Abracadabra, aia, Badaba, Marian nu? Marian Râlea, nu știu cine făcea. Nu, da, Abracadabra, Marian Râlea, dar era și la ProTV. După aceea la ProTV, da, și mai era Badaba, nu? O prezenta... Mai țineți minte cine prezenta Badaba, nu? Anca Surcașiu. Anca Surcașiu cu... Cu Bitman, cu cine? A fost și Bitman puțin pe acolo, dar a stat mai mult cine? Nu mai știu cu cine. Mihai Constantinescu. A, cu Mihai Constantinescu, da, săracu. Da, da, da. Adică sunt niște lucruri pe care le-ai reținut tocmai datorită calității lor. De ce? Pentru că nu era niciun fel de presiune, iar dincolo de asta, TVR-ul nu și-a dorit niciodată, băi, facem asta pentru audiență. Și conta ideea. Da, făceam ideea pe... și simplu. Exact, da. Ideea pe care o pui atunci în platou, asta era esențială. Ideea a rămas. Dragii mei, vreau să vă spun că ceva de dragoste... Vezi? Am plecat. Am plecat imediat pe dragoste. Nu, dragă. Nu. A, știi ce? Știi ce vrea să cânte Cabrona? Ce? Love me tender, love me sweet, never let me go. Oh my, you have made my life complete. Adevărat, Elvis Presley. And I love you so. Fetelor, love me tender, love me sweet, all my dreams fulfill. Final, fie de aici. For my darling,
I love you and I always will. Doamne și domnilor, Elvis n-a părăsit clădirea. Băi, a, și de la Elvis era aia, mă, cu că? Left the building. Da, păi da, Elvis. De asta eram, nu mai țineți minte? Păi el avea asta, da. Băi, Elvis n-a părăsit clădirea, pentru că de fiecare dată cât stăteau alea, da, mă, da, da, la bisuri. Ha, mă, revină pe scenă. Nu. Da. Dar să știți că Elvis n-a părăsit clădirea. Da. Poate mai vine. L-a părăsit părul. Da. Acum dacă mai spui chestia asta, undeva cine îți bagă în seama? Da, da. Și poate să stea liniștit. A părăsit clădirea, perfect. Manele, dați drumul la piese, să ne distrăm. Da. Oh, da. Dragii mei, pentru că eu cred că asta era piesa pe care Cabron în clasa 12-a i-a dedicat-o Gianinei. Voi știți de când sunt oamenii ăștia împreună? De 1001 ani. Este un fel de Șeherezada, iar el prințul acela care îi cere povești în fiecare seară. Băi, voi v-ați cunoscut în clasa 12-a? Nu, noi am fost în clasă la liceu. Între a 12-a ne-am combinat. Ce asta? Ne-am combinat între a 12-a când ne-am dat seama că se termină liceul. Băi, așa e că există, acum vreau să te întreb pe tine, așa e că există o presiune că, bă, se termină liceul, n-am sărutat, da, nicio fată? N-am și eu o gagică, n-am luat pe niciuna, nimic. Da, da, noi suntem de la, ne știm de la, de câți ani aveam la liceu, nu știu, într a noua, câți ani aveam? 14. 14 ani? Da, eu sunt de la 6 ani la școală și până într-a... Mamă! Da, 13-14 ani, ne știm. Bună. Zi tu că n-ai cântat niciodată, când ai cântat piesa asta, că Love Me Tender. Nu știu, că nu știu ce piesa. A, Love Me Tender? E cântat piesa asta. Dar nu e așa direct. Hai, cântat, fetelor, eu vă cânt o melodie, care vă simțiți, veniți la mine. Am eu pe casă, așa. Nu. Vă spun eu ce cânta. Cristiane, ce cântai tu? Yeah. Cabron, pentru viitoarea soție Gianina, cânta așa. An de liceu, cu emoții la română, simt an de liceu, când la mate dai de greu. An de liceu, când se întâmplă o tragedie și te crezi legendar, Prometeu. An de liceu, când se întâmplă o tragedie, fiindcă e tazări, la un film cu alt băiat. An de liceu, umpletin cu poezie, tot ce ai mai bun. Ce trebuie să zic? Uite, pe piesa asta, dacă vreodată se va mai face vreun remix. Da. S-a făcut un remix cu rap, parte de rap? Nu. La asta? Nu. Nu s-a făcut. Deci asta este o piesă senzațională. Stella Enache, nu? Stella Enache, Florin Bogardo, extraordinară. Asta trebuie să fie piesa pe care... Știi, dacă... Uite, apropo de că voi sunteți toți cu filmele, vă uitați la filme. Da, deci, dacă Roadhouse s-a refăcut acum, în 89, Roadhouse cu Patrick Swayze și s-a refăcut acum. Dar nu știam că s-a refăcut, da? Da? Da. E cu Jake Gyllenhaal, care are niște pătrățele. De ce să nu refacem și Ian de liceu? Sau ce? Bravo. Deci, și, bineînțeles, lansăm pe Netflix, că așa păi e da, viața. Bine. E clar. Deci, Ian de liceu. Numai puțin, pentru telespectatori avem și, cum să spun, eu nu umblu cu vești false, voi sunteți aici. Da, acum câțiva ani, dar nu mai știu ce era acolo. Nu nimic, poza asta e surpriză chiar în clasa 12-a, după ce v-ați cunoscut. Da, bine. Chiar imediat după sărutul din clasa 12-a, da? Ești neschimbat? Da, m-a sărutat. Sunt neschimbat. Da. Ne schimba de haine. Dar zim, ea este vulcanica și tu ești omul liniștit sau cum e? Cum v-ați împărțit calitățile astea? Bă, și eu sunt vulcanic și ea. Na, depinde acum. Deși amândoi suntem și vulcani și liniștiți, știi? Depinde de... Doar să nu-i zbucniți amândoi în același timp. Dacă eu sunt mai nervos, ea mă mai calmează și invers, știi? Adică n-am ajuns niciodată la cuțite. Auzi, dar nu te-am văzut niciodată nervos. Ba, e nasol când sunt nervos. E nasol. Dar ce poți să faci? Fac urât. Cabron când el îmi face așa. Da, eu sunt un fel de Nicolae Ceaușescu așa. Serios. Adică pe cât de calm sunt normal, că n-am de ce să fiu nervos. Așa? Mai ales când e vorba de treburile mele sau de
nu știu, de lansat, de acolo mi-e groasă. A, când e vorba de responsabilitatea asta a piesei, a producției. Da, da. Bine, nu mă apuc acum, îți dai seama să dărâm pereții, știi? Că nu, știi că în viață atitudinea nu e prin a distruge, e prin exprimare, știi? Prin felul în care pui problema, știi? Gianina, te rog, da, nu duc eu gunoiul astăzi. Da, chiar nu prea duc gunoiul. Așa cum ziceam, Gianina, să nu crezi vreodată că o să duc gunoiul. Să nu crezi ce spun acum. Știi bine! Da. Am înțeles. Ok. Da. Vreau neapărat, pentru că fetele m-au rugat, da, și au vrut neapărat să știe cum suna cel puțin 2-3 măsuri din piesa pe care i-ai compus-o special nu pentru nu ea. Nu știu nimic. De ce trata? Aia era o piesă pe care i-am făcut-o când eram la liceu. Așa. Ce? Te iubesc, te d-astea. Există iubesc atunci pe casetă? Cred, parcă da. Ceva, tu fetelor, ești... dați-mi o rimă la te iubesc. Te doresc. Te iubesc, te doresc, îndrăznesc să te primesc. Te primesc, te jefuiesc, da, te primenesc. Te primenesc, da. Te îmbrobodesc. Te îmbrobodesc, da. Te îmbrobodesc. Crezi că te îmbrobodesc? Da, da. Face sens aici. Auzi, dar știi că în modul ăsta când sunt față-înfață cu tine, da, acum sunt, știi, mă comport total altfel, pentru că atunci, acum, băi, să mai dau o rimă. Dacă nu, da, dau o rimă, nu sunt... Nu, n-ai treabă. Oricum ești bine, ți-am zis. Ești pe freestyle, ești pe de-astea. Mă, vreau să spun că în 2009 ai intrat într-o echipă interesantă de la... Tu ai mereu cu un an, am observat, cu un an mai încolo. Da. Te-ai apucat de muzică în 99, m-am apucat în 98. În 2009, în 2008, de fapt. Și toate sunt așa mai... Da, nu, hai așa. Nu, în 2008. Eu sunt cu step by step. Da. Mai ții minte piesele din vremea respectivă? Acum. Colegii 90. Mei sunt experți în Backstreet Boys. Da. Băi, da, vezi că au fost tare. Cristi, de exemplu, ce, da. Cristian are... Ei sunt Backstreet Boys, de fapt. Da, da. Numai că acum ne numim Branch Street Boys. Branch iată Street o secvență a trupei Branch Street Boys. Dar tu faci încă alea la evenimentele tale, da. Nu te arunci, te faci roata, faci de-astea. Da. Are mai multă energie faci, decât adică noi. Le mai faci gen astea. Nu mă arunc pentru că nu, de fiecare dată, la ultima dată la Hard Rock Cafe, am zis, vedeți că eu obișnuiesc în timpul spectacolului să mă arunc peste voi. Ai văzut anul trecut la... Știi că e concertul ăsta mare care se face la Costinești, de se cheamă Beach Please. Așa. Și ăștia aduc artiști de afară. Așa. Și a venit 6ix9ine sau nu mai știu cine, unul de afară. Deci ăsta era învățat să sară și zice, 30 ceva de mii de oameni. Știi că a sărit ăla și s-au dat băieții așa la și ce crezi că a făcut ăla? La mai dobitoc, s-a urcat pe scenă și a mai încercat odată. Și a doua oară ce crezi că s-a întâmplat? S-au dat la o parte, bineînțeles, băieți. Știi? Da. Da, cum îl cheamă pe ăsta, mă? Pe cine? 6ix9ine. Băi, 6ix9ine. Fiat vine și anul ăsta. Ce zici? O mai sări? Crezi că mai sare? Băi, 6ix9ine, fiat aici. In our country, when I speak to the public, I tell to the public, watch out, I'm gonna jump. Da. De-aia se dau la o parte, înțelegi? Da, da. I-am obișnuit să... Da, știi că am zis la... Voi n-ați văzut. Doamne și domnilor, vedeți că... Peste vreo 10 minute mă arunc peste prima masă. Iar oamenii de la prima masă, poftiți. Da, dați. Da, așa da, puțin. Sigur, poftiți, cum să nu uitați, v-am făcut loc. Da, mă. Da, asta cu săritul... Deci nu e obișnuit, vezi? E loterie. Exact, exact. Și cum ce ești? Ai făcut asta vreodată? Ai sărit așa? Te-au ținut? Ai că ăștia? Nu, odată s-a prăvălit peste un monitor de scenă. S-a prăvălit? Stai. Iată secvența. Thank you.
s-a prăvălit. Nu, Alice a citit de foarte mult, multe ori prăvale baba și a rămas. Deci te-ai, deci te-ai împiedicat de monitor pe scenă și ai căzut. Aia și eu am făcut. Andra cântase înaintea mea și la un dat... de-aia am și filmarea, pentru că trupa aia stă la o masă. Și erau așa, cu telefonul pe Brenciu. Și le-am dat, wow, 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 vine Brenciu, ce fugă, aleargă, aleargă. Și m-a urcat pe scări și... Și te-ai dus. Dar te-ai dus, ai rămas pe scenă. Nu, 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 nu. Ceea ce foarte multă lume... A făcut o tumbă și a aterizat tot în picioare. Mamă, în șpagat. Dacă te ridicai în șpagat, era groasă. De-aia sunt specialist în căderi. Da. Ții minte la X Factor, apa. În 2017 la X Factor. Da. Așteptam, cine câștigă, cine? Și l-a anunțat Jeremy Ragsdale. Da. Am luat șampanie și m-am dus în dreapta și buf, am căzut pe scenă. Lat așa. Dar sunt specialist în chestia. De asta eu sunt prins aici cu lanțuri. Nu stai liniștit. Să nu cad deloc. Mă, sunt mișto și astea oricum, că sunt reale, sunt foarte reale. Absolut. Da. Și voi de... mai... Cristiane, I'm gonna catch you. Cred că ei îți mai... Bagă monitorul mai în față. Da, da. Că vin, dă-l tot centimetri mai așa. Schimbă-i poziția monitorului. Da. Da. Nu știu ce ai făcut tu pe scenă zilele am trecute. Am mai căzut. Am mai căzut și eu. Câteodată. Vinul ăla... Vreau puțin vin alb să ciocnim de un vin alb. Întreabă și pe... Dacă avem vreun vin alb. Păi da, dar ai relații la... Am relații de tot felul. Am de liceu. Din în 2009 a intrat în echipa HA Production, alături de care a lansat numeroate hituri. Da. Unul dintre hiturile pe care îl vom cânta s-a lansat în 2012, o colaborare cu WhatsApp și Ioni. Dar și una dintre cele mai ascultate piese ale anului, fiind cea mai difuzată melodie din perioada 8-15 aprilie 2013. Ce făceai în 2013? Lansai? Păi în 2013, da, lansam Iarna pe Val. Bine, am lansat în 2012, în decembrie, pe 25 decembrie. Toată lumea a zis că e cea mai proastă idee, retardat. Ne lansez de Crăciun, știi? Și am avut noroc că în 2013 a ținut iarna până în aprilie. A nins inclus, serios. A nins inclus, ca să vezi cum... Uite, bă, dar asta nu era vorba aia cu Băsescu avea că iarna nu-i ca vara? Voi v-ați încadrat perfect. Da, dar ca să vezi, asta zic, știi, că poți să lansezi o piesă bună care să nu meargă. Dar aici cumva conjunctura a nins până în aprilie. Ăștia făceau la radio, ne-a nebunit cabron cu melodia asta, ninge într-una, ninge... Da-ți melodia. Da-ți melodia, că ninge. Circule, păi da. Și a fost jumătate în locul 1. Mai ții minte versurile? Nu mai ții minte versurile. Cum să nu mai ții minte? Ultima dată când nu, nu poți să... Nu merge, poți să mai... Nu merge concertul fără asta. Dar zi ultima dată când ai cântat piesa asta. Săptămâna trecută la concert. Săptămâna trecută? Ți-am scos versurile. Ce, Iarna pe Val? Amă, termină-mă! Bă, termină-mă! Yeah, yeah! Da! Bună dimineața! Hello! Aștept sezonul estival. Că eu și Iana sunt pe val. Când se vezi orice de clar, orice croco un pahar. Sunt pe val. Și-a luat placă, urcă pe val și începe să-i placă. Intră în club, vede numai verde, de zici că-i hipotrom pe perete. Și lumea se întreabă dacă a venit moșu. Cu barba asta albă, mereu când o cânt asta, că dacă a venit moșu și eu îmi dau seama. Da, că acum are efectul ăsta. Înțelegi? Nu sunt doar eu, dar în har nu arăt și ceva. Continui de aici, da? Mă deghizez. Yeah. Și... Și nu. Eu și Iana sunt pe bar. N-aștept sezonul estival. Că eu și Iana sunt pe bar. Înțelepești orice nu-i clar. Orice club cu un pahar. Sunt pe bar. Eu și Iana sunt pe bar. C-A-P-R-O-N
Aici a luat placă, urcă pe val și începe să-i placă. Intră în club, vede numai verde, de zici că-i hipodrom pe perete. Și lumea se întreabă dacă a venit moșu. Nu sunt doar eu când am hanorac roșu. Îmi place să mă deghizez, în orice loc aterizez, yeah. Mă găsești oriunde, eu ba la studio, ba la radio, ba într-un mare show. Dar depinde de tine cum eu ard eu și cum eu ard eu și cu frații mei. Știi că intru în club, stau până la 3. Știi că ies din club cu o fată, ok, ok? N-aștept sezonul estival, că eu și Iana sunt pe val. Însemnez tot ce de clar, noce cru cu un pahar, un pahar. Sunt pe val, semnesc tot ce declar, în orice club cu un pahar, ia, sunt pe bar. Oamenii mei când îi chem, păi sar mai sus de primul semn. Că văd lumea mai mică de acolo, mai bine morți decât solo. Văd lumea mai mică de acolo, de zici că sunt pe Apollo. Oh, 13, lumea cu bâne bânește, tensiunea-n vene crește și crește și crește. Anzi vai, fără dubii, cine-a stins lumina? Rubi! Toamna, vara, primăvara, dar eu sunt Iada, sunt pe bar, yeah. Aștept sezonul estival, yeah. Că eu și Iada sunt pe bar. Înțelesc tot ce de cal, tot ce vreau cu un pahar. Sezonul estival, că eu și Iana sunt pe val. Am înțeles tot ce nu-i clar, orice club cu un pahar, și iar sunt pe val. Două-uri, chestii, trestii, delicii, vicii, marfă, bestii, tot felul de frete, prăjitori, cireașea de pe torturi. Și vino cu noi că suntem în ton, cu debandata de sezon e John, Brenciu și Capron. Până și haterii ne iau la rington, you know? Yeah, come on, come on. N-aștept sezonul estival, yeah, yeah, yeah. Că eu și Iana sunt pe bar, Iana sunt pe bar. Chitară Cristi vine acum cu un solo, yeah. Eu și Iana sunt pe bar, yeah. N-aștept sezonul estival, yeah. Că eu și Iana sunt pe bar, da. Însemnesc tot ce de cal, da. Tot ce plumb cu un pahar, yeah. Sunt pe bar. Eu și Iana sunt pe bar, yeah. N-aștept sezonul estival, yeah. Că eu și Iana sunt pe bar. Însemnez tot ce declar, când ce club cu un pahar, yeah, sunt pe bar. Frumos!
Da, știi, de fiecare, asta e o problemă la noi. Noi nu vrem ca piesa să se termine niciodată. Practic, noi suntem... Am văzut, de fapt. Am cântat 5 strofe, m-am încălzit, am transpirat. Nu mai știam, era și strofa asta pe care eu nu o cânt niciodată, a treia. Deci, da, da, era, am făcut o surpriză aia cu, cu John și Brenciu Cabron, știi că era... Da, cu... da, da, păi după aia am văzut, noroc că am citit. Sunt anumite... Da, să remixăm. Freestyle-ul. Remixăm. Vezi că să le zici că... La Raionul Apă Plată, la Raionul Apă... A! La Raionul Apă Plată. Băi, dar mi-e puțin că ce? Sunt cu mașina, da? Doar puțin. Așa să iau un... Așa la mișto. Doamne și domnilor, este miros. Pentru prima dată când se servește... La prosop. Vin alb la prosop roșu. Oh, eu vezi că ai... Îl ai pe băiatul cu HB-ul. Bineînțeles! Ți-ai dat seama că HB știi ce înseamnă, da? Da, bine, normal. Nu, știi ce înseamnă HB? HB. Hoașcă bătrână, hai, noroc. La mulți ani să fii sănătos. Eu și Ana sunt pe val. Naștem sezonul estival. Eu și Ana sunt pe val. Să-l punem în rece. Orice grup cu un pahar. Ai, 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 ai. Eu și Iară sunt pe val, iară sunt pe val. Nu-i nici cal, nici măgar. Iarna sunt pe cal, Dacă ești iarna pe cal, mori. Ai încercat să vă arată să improvizeze în engleză? Ce să vă arată? Să cânt în engleză? Tu prima nu-mi dată. Nu-mi place să cânt în engleză. Deloc. Adică să scriu eu piese în engleză, să cânt în engleză. Nu, prima dată când încep un... Adică știu eu o groază de oameni, printre care mă număr și eu. Așa. Știi ca să mă... Da, da. Mă exonez de orice greșeală în afară de mine. Da. Și eu fac de fiecare dată când începe o melodie, zice Ryan and Carmen. Bine, așa, da. Prosteală. Asta e prosteală pură. Doamne și domnilor, urmăriți un moment de prosteală pură. Da. Da? Deci fie aici. În engleză, prosteală, fetele, refren, prosteală pură în engleză. Yeah. Noi... Dar fie voi faceți refrenul. Da. Da? Vezi că asta s-ar putea să ajungă virală. Piesa asta să fie mare hit. Pandemic vorbit. Deci fii atent aici. Luăm același cadență, același groove. Deci gândiți-vă la o chestie, da, în engleză. Take my love and I. Take me. Ah. Shake it, baby, take it. Make my fold, I'm airing it, take it. Everything, make it to the line. I wanna make feel good, but I'm make it fine. Say what, I'm gonna make it feel it. Say that, I'm gonna make it feel it. I'm trying to make it run. Carbon is on the line, so kind. I've been now in the Babylon. I've been never in the bomb in the Babylon. You come surely fucking. I've been never nigga Hannibal. And I've been never in the hole in the Babylon. And I've been going in the gangdown. Give me the bambo. Give me the poopy. Bambo. Yeah. Whoop. Și fetele! Urmăriți melodia de pe Titanic. Save me! Eu și Iana sunt pe mal. Nu mai. Așa sezonul estival. Eu și Iana sunt pe mal. O să-mi vezi dulce de dar. Dulce cu pahar. Sunt pe bar. Eu și că a fost. Se scoate piesa asta. Ceva. Când scoatem piesa asta? Da. Am scos. Am scos. Vorba lui scos Cabron. Apropo, Gianina îți spune Alex sau Cabron? Nu spune, cum să-mi spună Cabron? Îmi spune Alexandru. Alexandru Dugunoiu. Nu acu.
Nu acum baby. Baby. Nu acum baby. Îți spun eu, piadă de aici. Hey, ce... Deci eu... Am deci... treabă. Am treabă acum. Te rog să mă lași, să-mi văd și eu emisiunea preferată. Tip top, mini top, la televizor. Aia zic. Care sunt rapperii din țară cu care, nu numai că te înțelegi bine, dar pe care, băi, admiri? Na, cu care mă și înțeleg foarte bine, Puia, Sișu, cu ei am plecat la drum, ca să zic așa, Baxter, care acum Baxter, Baxter na, n-am mai scos de o vreme, dar cumva Shoot-ul, să zic așa, ăla important, mi l-a dat el. Aha. Baxter. Da. Și de la el am și învățat foarte multe despre producție, despre el fiind, din punctul meu de vedere, cam unul dintre cei mai buni. Și cei de două, cei întrebare... mai bun simț muzical vorbind, știi? O întrebare la care vreau să te gândești și să-mi dai și răspunsul. Dacă tu tot ce ai învățat în anii ăștia ai pune într-un curs... Da. Câte lecții ar avea cursul ăla? Câte ședințe? A câte două, trei ore, habar n-am. Doamnă și domnilor, uite, masterclass Cabron. Masterclass și pe ce? Adică la pe producție muzicală și pe... muzicală și... Nu știu. Ger 50. Adică... Mama mea! Păi, dar na, e ok, îi spunem endless. Eu învăț și acum lucruri. Și na. Nu fac de 98, deci de 26 de ani. Și noi, vezi că noi când am început, nu era ca acum, adică nu le aveai toate așa, da, la... Știi, la butul calului, pe bandă, am prins și pe bandă. Am tras voci în studio pe bandă, cum se trăgea, știi? Bandă la Cherești, la studio. Da, Cherești, da. Știi, la Andrei. Și îți dai seama că noi am, adică suntem cumva pionieri în treaba asta, știi? Nu existau softuri, nu exista nimic. Îl știu eu pe unul cu clapa de la patru blocuri. Vino cu clapa, cântă-ne aici, aici și na. Și am făcut pașii ăia, de la subsol am plecat noi, nu de la bate, etaj. Știi? Da, am înțeles. Știi? Și... Acum mai chem pe cineva cu clapa? Da. Eu sunt de părere că în momentul în care tu vrei să lucrezi o piesă, ai nevoie de trompetă, trebuie să-l chem pe trompetist, ai nevoie de clăpar, trebuie să-l chem pe clăpar, că și noi putem să luăm niște acorduri, dar nu le iau cum le ia un pianist profesionist, până la urmă, nu? Și eu lucrez foarte mult cu instrumentiști, da. Adică îi respect foarte mult și sunt de părere că fiecare e potrivit și e foarte bun într-o chestie și atunci trebuie să lași, dacă vrei să-ți iasă treaba bine. Compartimentarea muncii, ca să zic așa. Da. La capitolul regizor de videoclip, mi s-a părut că unul dintre oamenii cu care îți place să lucrezi e Iulian. Da, Iulică. Nu-i place să-i zic Iulică. E de mare. Iulică! Nu, nu, că striga. Nu. Băi, Iulică! Nu. Iulică! Da. Ia de aici, păi zi... nu. Nu mai zici Iulică. Eu sunt Iana... Dacă, nu. În ce clip a apărut el? Mai multe. În Arată-le la toți, la mine? Da. În clipuri? Da. Într-unul a apărut, da. La... Arată-le la toți. A, da? Ho-ho-ho. Așa începe el să zic. Ho-ho-ho, Horia Brânciu. Bună, Iulian! Bună, Horia! Poftă mare, ce mănânci? Humus. Băi, uite, noi mâncăm aici un omletă. La ora asta? Da, măi, late brunch. Late brunch. Late brunch. Late, too late brunch. Too late brunch. Da. Late brunch. Uite, vreau să spun că am pe cineva în față care zice că ești unul dintre preferații lui. Și când vrea să te alinte, îți spune așa, te strigă așa. Ce mai faci, Iulică? Da, e bună asta, cu aurul e bună. Și a apărut, băi, mi-a plăcut, a apărut și în clipul ăla cu voltaj. Nu, a, ba da, a apărut o secundă așa. Două secunde două, chiar. Două, trei secunde. Că a făcut, era el, la el la editul, știi? Da, și, da, da. Și a apărut de două ori. Pe că l-am făcut cele mai multe clipuri. Chiar mâine filmez cu el. Mâine, a, mâine filmați? A, bine, stai că nu știu cum. Nu contează. Nu filmez chiar cu el mâine, da? Bine, da, clipul meu. Clipul meu. Băi, vezi ce înseamnă vedeta adevărată?
Tu filmezi clipul, dar el nu apare. Da. Apare, apare, dar filme, are apare două zile de filmare, da, atât de șmecherie. Băi, șmecher, două zile de filmare. Asta înseamnă om realizat, mă. Ce să fac? Exact. Și în prima tu muncești ca un fel de sclav. Extraordinar. No, nu? E... ca un fel de producător. Bravo, înțelegi. Bravo, mă bucur foarte mult. Iulian, dragă, eu vreau să spun că dacă ai humus și pentru noi, așteptăm. Poți să vii. Poți să vii liniștit că avem și pentru tine. Iubire, mai avem ceva mâncare, uite, vine și Iulian. Perfect, perfect. Iulian, dragă, te îmbrățișăm, poftă mare. Mâine la 5 dimineața, da? Da, da. Cum sună. Mamă, 5 dimineața. Da. Dar nu cred că am mai filmat așa dimineața. Dar tu știi cu cine vorbește? Iulică te strigă. Mâine o să te strige Iulică. Nu mă, că mă ceartă când îi zic Iulică. I-am zis de câteva ori Iulică și băi, nu mai zice Iulică. L-am certat. Iulian, zi-mi exact cum vrei să te chemăm. Zim, sincer. Cum mă cheamă Horia? Julian, King Julian. Giuliano, Giuliano Gemma, actor italiano. Faceți muzici împreună sau ce faceți? Da, mă, normal că facem muzici împreună. Bravo. Am început cu alea cunoscute, da, și le transformăm în necunoscut. Da. Mergeți invers, împotriva. Da, corect. Baftă la filmări și abia aștept să ne vedem. Mulțumim, mă pupa pe amândoi. Te pupa. Pa. Pupi, pa, pa. Hai să spun o chestie apropo de Elvis și de, da, de reflexul pe care ți l-a dat Elvis. Da. La mine am un reflex Iulia Moga. Aul. Fetelor. Da. Sunt gata. Hai, vino încoace acum. Mamă, hai, vino încoace. Cu ceva trebuie să vă ispite. Da, foarte bine, foarte bine. Aici face. Da, hai, că mai aruncăm mâna. Eh, a, acolo. Uite, da. Stai. Iar acum filmări luate din Grand Canyon, doamnelor și domnilor. Da. Priviți aici Grand Canyon. Iată ce se... pentru că nimeni nu vede pe masă, da, da, da. Îi ajut eu să vadă. Așa. Deci, fii atent, mai țineți minte, nu v-am spus ce piesă a regizat Iulian. Dar ce piesă de la tine a regizat? Nu știți? Nu. Deloc, deloc, deloc. Cristian, mai ții minte? Da. Aia de-ați filmat-o în Brașov? Iulian zice, fii atent, facem un clip și facem o chestie pe întoars, pe rotativă. Ah, ok. Bine, ok. Ne vedem la filmare, la 5 dimineața. Mă rog, i-am zis, nu mă trezești la 5 dimineața, că mi se crește părul în spate. Ne vedem la filmare, văd o chestie rotundă, de diametru, 2 metri era, Cristiane? Cam... Ok, și ce facem aici? Eu încap numai eu. Nu, trebuie să stați 4. Piesa se numea La 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 La. Cred că a fost una dintre primele, nu, al treilea videoclip al nostru. Da. Nu-mi cere să fiu bun. Fie de aici. Deci tot clipul este cum noi stăm pe un rotund care se învârte, dar în jurul nostru se învârte și macaraua. După ce am terminat acel videoclip, o săptămână am avut vertij. Vertij e... Tu dacă te uiți la videoclip, nu poți să-l urmărești, că trebuie așa, să schimbi. Mă uit așa. Ah, uite așa. Uite. Iată secvențe. Da, așa e tot clipul. Băi, pentru că și piesa este funk. Da, da, da. Cristian când a făcut-o a zis funk. Da, da, da. Zice așa. La 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 la. Cum erau fereților fetelor? Nu-mi cere să mă schimb, îmi place să mă plim. Hey. N-am cum să fiu așa, cum crede mama ta că e ok. Hey. Iubește-mă lejer, mom, te omoră tot ce cer. Cam asta-i tot ce-și cer. Dar asta-i tot ce cer. Doar atât. Dar dacă vrei o noapte de neuitat, dar dacă vrei o clipă de neiertat, mă vei găsi acolo în inima ta, te aștept.
și a luat placă, yeah. Urcă pe val și începe să-i placă, yeah. Intră în club, vede numai verde, yeah. Zici că e hipodrom pe PNP, hey. Dacă a venit moșul, doar eu când am văzut. Îmi place să mă deghizez, în orice loc aterizez. La 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 la. Ah yeah, ah yeah. Get up, get up, get up, get up. Ah yeah. La 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 la. Ah yeah. Frumoasă rău piesa asta. Da, ideea este că după ce ai văzut videoclipul nu-ți mai plăcea piesa pentru, da, că erai oricum, da, nu urmăreai până la capăt. Deci, da, nu, dacă, dacă era o fată, un sărut, liniștit, am cadru fix. Am primat și eu cu undă, eu știu ce zici, doar că eu nu mă și învârteam cu ăla, doar se învârtea camera așa. Nu, tăticule. E, ai zice, uite acum am dau seama, acel ringișpil, că n-am, da, cum zică, e precursorul ăluia care se întâmplă pe la anunți. A, ăsta, da, cu pozele alea sau. Aoleu, da, mă, numai că ăla, da, te învârți, da, o singură dată. Da, da, da. Băi, tată. Dar mi-a fost rău. Te-a omorât la 10 ore cât a ținut. Da. Și venea așa, pe atunci era tânăr. Da. Deci, Alex, pe atunci era tânăr. Atunci era Iulică. Atunci era Iulică, fie. Venea așa, mi-a ajungea până aici. Da. Venea așa, era în 2010. Da, da. Venea așa, zicea, bun, încă o dată. Bă, mâncați-și regia lui Tactu. Zic, băi, da, da, hai să mai... hai mai, că după aceea mai niște, mai dă cu fetele. Uite așa vorbea. Da, e groasă cu el și eu mie de-aia îmi place să lucrez cu el. Eu ți-am zis că eu sunt calm așa de fel, dar... Gata, păi nu, poți să-l oprești, doar dai drumul la harpă la clape, și dau clar, sau, clar, sau clape, ce perfect, sare. Da. Eu de-aia lucrez cu el, că el, noi fiind prieteni foarte buni, ne și permitem. Da, 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 da. La, 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 la. Știi? Și cu alți regizori ăștia sunt mai, când lucrează cu mine, sunt mai, parcă nu le vine să-mi zică, băi, vezi că ți se vede burta, bă, vezi că nu știu ce, știi cum zice asta. Știi? Și da, de-aia și, mă rog, e fratele meu și e și cel mai bun din punctul meu de vedere. Na. Da, uite că mi-ai dat, noi ne-am văzut de vreo 2-3 ani. A, da? Da, da. Și chiar... Dar nu v-ați văzut pe la, bă, la, da, Smiley, la nuntă, de exemplu? A, bă, da. A, da. A, da, așa, da. Nu, profesional vorbind. A, cu treabă. Da, da, da. Bă, da, ne vedem, ne auzim chiar, uh-huh, din când, uh-huh, de când ne dăm și mesaje. Uh-huh. Știi că, până la urmă, mă gândesc la faza asta cu lumea asta muzicală. Dacă tu îi dai un om telefon, uh-huh, doar atunci când se întâmplă o chestiune profesională, să nu care cumva te aștepți ca cu acel om, uh-huh, să ai o relație și să construi și să, corect, fie progres în ea. Corect, nu, corect. Așa e, da. Și sunt... Adică eu cred că după ce ne întâlnim acum, facem și o piesă, facem și un album. Dar până la piesă trebuie să mai vorbim, ca să nu vorbim doar când avem treabă. Aleluia! Aleluia! Da, da, așa e normal. Știi? Altfel nu, bine, merge și varianta, da, ne întâlnim când avem treabă, corect, dar nu mai suntem prieteni. E adevărat. Adică suntem, na, facem treabă împreună. Băi, dacă noi doi am fi doi sudori, da, înțelegi? E ok. Băi, frate, da, frate Alex, hai, da, că avem, da, niște, da, de sudat. Da. Tu, ok. Da. Dar sudatul și cu muzica sunt două chestiuni care, da, n-au treabă una cu cealaltă, știi ce zic? Deloc. Una în care zici, băi, hai să dăm un vers. Și practic eu scotocesc în mintea mea, în sufletul meu, ca să pun la bătaie un vers pentru o piesă în comun. E un lucru minunat, da, a zice. Da. De aceea, abia aștept să ne revedem. Da, sigur că da. În 2000, iarăși dau, nu mai dau niciun an. În 2000 de ani. În decembrie 2012. Băi, băi, frate, când eu am auzit piesa asta... Da... Și când am văzut la finalul iar clipului... Iar la poval, iar, haideți, încă o dată. Nu, da, dar când am văzut la finalul clipului, cu o țăgare în gură, uitându-te la cameră. Da, știu despre ce vorbești, da. Băi, frate. Da, și, băi, deci asta este imaginea... Asta e cabron când îl vezi cu o țăgare în gură... Și ciufut așa. Cu fierul de călcat. Și cu o sprânceană așa ridicată. Stai, mă. Stai așa. Deci, da, eu, nu la, merge cu el. Nu mănânc cartofi, dar a fost frumos. Da. Și dând cu fierul de călcat, ai mai... Tu dai cu fier, te pasionezi? Nu,
Asta nu. A fost prima dată când ai dat cu fierul de călcat în clipul cu apa? Da, cred că da. Da, nu le-am cu... Cred că o dată... Băi, ăsta e sacrificiu, băi! Da, nu le-am cu asta, ce să fac. Cine a regizat clipul ăla? Liviu Neagoie. Probabil ți-o fi spus. Ce vreau, vezi că e o secvență în care... Da, da, da. Eu... Da, mă, dar ăla sunt eu așa mi-o... Dar în afară de fierul. Cu zicarea să gândă, da, mutra așa, când vreau eu să fiu băiat serios, cam aia e, știi? Cumva mi-am intrat în rol, în afară de treaba cu călcatul. Dar nu mă știu, călcam eu sau Loredana? Călcam tu, tu! Călcam. I-a spălat, tu călcai. Deci am dovada clară că am și călcat. O apă plată pentru fratele Cabron? Da. Iubire, vine piesa cu apa. Iubire, vezi că vine piesa cu apa. A, păi nu zice, mă, mie, mă ridicam eu și îmi luam. Păi da, mă, da, e vrea să vină aici. Ia spune-mi, Ia spune lui tata, ia. Apa, 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 ia zi. Apa, apa. Amă, iubire, bă, amă, bă, bagă ăla cu apa. Bagă fetele cu apa, hai. Băi, stau, te încep imediat. Stau, mă, fetelor, mă, băi, stau, mă, să mai bem puțin apă. Da. Băi, fetele astea sunt rapide, mă. Yeah. Și câte nopți țin am stat cu gândul doar la tine. Urale să trăiesc, ascultăm non-stop balade de iubire. În lipsa ta orice pană de vânt e ca o mângâiere. Nu mai suport să trăiesc nici o zi într-o lume fără tine. O îmbrățișare, o sărutare, un loc sub soare vreau care nici măcar un singur gând nu doare. Te alung și te chem iar, te las și iar, te iar. Cu mine și în vise și oriunde m-aș mai duce luna mare. Apa, 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 la 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 la. Am să mă las de tine. De atâtea ori m-am trezit că te sun cu telefonul mână. Ură sentimentul e gol în stomac și de singurătate. Aș de orice să te am lângă mine. Și toată lumea! O îmbrățișare, o sărutare, un loc sub soare vreau în care nici măcar un singur gând nu doare. Doare. La lung și te chem iar, te las și iar te iau. Cu mine și în vise și oriunde m-aș mai duce lumea mare. Apa, 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 la 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 la. Bună seara, iubito, mă aștepți ca și când numai eu și cu tine am mai fi pe pământ. Și nu vreau să fac să te doară, dar promit că mâine o să vin. Dar nu pot diseară, am încercat să te sun, dar n-am mers. De parcă ne sunam unul pe altul în același timp, gândesc. Așa coincidență n-am mai întâlnit, dar nu mai pune întrebări că mă opri să te mint. Și nu vreau, o să vin mâine și cu tine o să stau. Aș fi venit acum, dar băieții mă așteptau. De fapt glumeam și ca să zic pe șleau, sunt la tine la ușă și vreau să te duc. Îmbrățișare, o sărutare, sub soare vreau în care nici măcar un singur gând nu doare. Te alung și te chem iar, te las și iar te iau. Cu mine și în vise și oriunde m-aș mai duce lumea mare. Apa, 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 la 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 la. Bagă-l pe Moș Crăciun. Bravo!
Numai la concertele cu Babyface am mai văzut atmosfera de asta. Băi, ia ziceți fetelor, când ați văzut clipul ăsta, ce ați simțit? Sincer. Mi-e place clipul, dar eu am o întrebare. De ce apa? Nu știu, asta e piesă compusă de Loredana, nu știu care a fost filmul. Adică știu care a fost filmul, a visat piesa asta și a venit și a făcut-o. Lori a visat piesa asta, a venit cu chitara și a făcut piesa, gen. Am înțeles. Pă bune. Eu eram în clasa 6-a când a apărut piesa asta și era peripit la noi în clasă, deci o știu de atunci. Nu știu ce a făcut Gloria. Noaptea respectivă a fost foarte desinată. Da. Așa m-am gândit. Dați-mi-o apă, mă rog. Nu, i-aș da telefonul Lori, dar îmi răspunde Dalai Lama. Mă rog, nu Dalai Lama, îmi răspunde păi un... Păi vezi că apa, 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 cheva, la, 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 e ceva oricum în indiană. Știi, e o chestie în indiană. Nu e vorba neapărat despre apa asta. Păi, de ce aflu acum? Da. De ce acum? Băi, vorba aia cu niciodată nu e prea târziu să afli anumite lucruri. Da. Deci apa asta a fost o piesă stranie cu influențele. Nu știu dacă atunci în 2012 a zis că i-a venit asta și s-a trezit cu treaba asta și a venit și a făcut piesa, pur și simplu. Și eu mi-a plăcut foarte mult producția, că a fost piesa făcută la noi, la H. Și mi-au făcut repede. Normal, nu trebuia să fie o strofă rap pe piesă. Și practic ea s-a trezit cu strofa rap, că o e mai cu japca, așa. Da, da, știi foarte, știi că prima, adică primul rap, ca să spun așa, primul recitativ, că n-a fost rap ăla, l-a făcut Ion Caramitru la Bună Seara Iubită. Păi, da, da, da. Îți dai seama că ea a avut, practic tu ai fost al doilea om care a vorbit pe o piesă, nu? Ea nu cred că a mai avut un duet de cu un rapper. A avut cu B.U.G. Mafia. Așa, cu Ridic Manager. Pe ăla l-a avut, da. Și după aia cu mine. Asta... Da, dar știi că unul a fost în 1900... O mai fi avut, nu știu. În anii 80, unul a fost în anul 2000. Da, 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 în 2000 chiar. Și după aceea, peste un deceniu, a fost cu tine. Da, da. Se mișcă, Loredana. Da, da, se mișcă. Îți dai seama că eu văzând odată la câteva luni și văzând-o cum se mișcă și cum cântă la Mama Mia, da, se ține foarte bine. Chiar aș vrea să vin odată și eu la un... Că am înțeles că e super mișto. Am o rugăminte. Faceți o listă. Da. Faceți o listă. Vând biletele foarte repede, deci... Tu vrei la Shrek? Tu vrei la Mama Mia? Perfect. Și eu vreau la Mama Mia. Păi da. Care-i faza cu Shrek? Da. Cu Shrek, acum... care-i faza? Cu Shrek. O să fie un musical Shrek. A, da? Tare. Da, este, este... Și cine o să-l joace pe Shrek? Alex, ce găsești de râs în... Da, crezi că Alex, vele. Alexandru, Alexandru Miculescu, ce găsiți de râs, domnul Alexandru? Mi-am dat seama că dacă l-ai și pe Shrek pe masă... Da, nu, ăsta l-am primit așa, dar știi, l-am primit cu direcție, știi, cu adresa exactă, nu da. Așa. Da, mi se pare un... Știi că e o chestie foarte interesantă, el nu este, el nu vrea să fie erou, Shrek. Nu vrea să el fie vrea erou, să fie lăsat erou. Erou. El vrea să fie lăsat în mlaștina lui, în mirosurile lui urâte, în lumea lui, a lui Shrek. N-are dar treabă cu nimeni. Scenariul zice: "Hai domne, viața îl împinge. Hai domne, fie erou. Lasă-mă, nu vreau să salvez pe nimeni." Da, da. Te rog frumos, salvează-mă pe doamna. Nu, domne, să stai acolo în turnul ăla de fildeș. O mine lăsați-mă. Lăsați-mă, domne, în pace. E foarte interesant cum merge deja e ăsta spectacol. O să fie peste câteva luni. Ah, da. Da. Cine joacă Măgărușul? Măgărușul, dacă vrei, Cristi. L-am propus pe Cristi. Ia! Măgărușul Cristi. Hai că e un rol foarte interesant. Știi câte melodii mișto are? Să știi că... Apă, bag o ciupercă. Te rog, te rog să prinzi o ciupercă, pentru că eu o să citez o chestie de la tine. El a făcut așa. Deci după citatul ăsta, după ce-l dau, o să se schimbe multe lucruri în Ploiești. Fiți atenți. Oh. Citez. Sunt din Ploiești și nu m-aș muta niciodată de aici. Dacă am vreo belea, țip mai tare și vin toți la mine. Aici am crescut, aici am întâlnit-o pe Gianina. Nu am zis și asta. Ba da, e citatul tău. Da? Îmi pare rău. Aici am întâlnit-o pe... Auzi, la... e tardiv, gata. Nu, probabil am zis, aici am întâlnit-o pe nevastă-mea.
Nu, 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 da, probabil că nevastă, dar zice Gianina pentru că... Nu, nu, Gianina ai zis. Ah, da? Da. Alo, bună ziua, domn primar? Da. Da, eu sunt. Da, m-ați recunoscut. Da, aș vrea să... Ați vorbit deja. Perfect. E principală? Secundară. Și e Minculescu, da? Mersi. De la primăria din Ploiești, eu deja o stradă, Alexandru Minculescu, e secundară. Și pentru vorbele astea, pentru patriotismul local, ți s-a dat o stradă. Perfect. Eu oricum aveam strada mea. Nu e problemă, doar că nu se numea Minculescu. Da, 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 da. Uite, vezi cum se leagă. Dar cum începea? De strada ta. A, de unde chema? Ce vorbim? Pe strada. Asta e! Doamne și doamnilor, iată, în Ploiești, pe strada Alexandru Minculescu, se va cânta prima dată piesa cântată de Minculescu, de Minculescu, care cu Minculescu. Da. Primarul strânt, așteptându-l pe Cabron. Te voi aștepta, voi veni pe strada ta, te aștept mereu, fără tine Cabron îmi e greu. Bebe, voi veni pe strada ta, te aștept mereu, fără tine îmi e greu. Mă, imediat, bag. Ce tare. Dar acum toate se leagă, știi? Și acum mă gândesc de... tu te întâlnești cu Nico des în Ploiești, cred. Da, destul de des, da. S-o pup din partea... Da, da, din... s-o pup din partea fetelor. O pup. Din partea mea s-o îmbrățișezi. O îmbrățișare, o sărutare. Da, 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 da. Da. Când te întâlnești cu Nico... Nico, îmi cer scuze că te aranjez. Asta e de la Brenciu. Am o... Prima dată e de la Brenci. Pac. După aia vine să te pup. Pac. Întoarce-te să te mai pup, dar că mai avem. Și stai, că mai am ceva să-ți dau. O mângâiere de la... Da, da, da. Da. Și o mângâiere și gata. Deci, ca să înțeleg cum e în casa voastră. Da. Tu cânti rap. Da. Gianina ascultă. Deci, declarații, luat din declarații. Nu am zis-o. Mamă, de alea vechi. De alea vechi. Ce... Da, astea sunt adevărate. Nu cred că Gianina și-a schimbat stilul. Deci, așa. Cabron cântă rap, Gianina ascultă Celine Dion. Da, îi place, da, e fană mare Celine. Gianina, pentru tine? Ce? Da, eu nu pot să cânt Celine Dion. Nu, nu, nu. Ai fi vrut să cânt și Celine Dion acum. Aș fi vrut. Petrelor. Deci, așa pentru Gianina. Deci, nu e o problemă, Gianina își va copia exact secvența asta din podcast și când pac, play, Gianina, play, o bași pe repeat. Are bucata ei gata acum. De la bineînțeles că după aceea tu trebuie să întinzi brusc mâinile. Băi, ea întinde mâinile sau el întinde mâinile? Ea întinde mâinile. Ea și el după ea. Vine să întind și eu mâinile. Bine, și în toată chestia asta mai avem un element. Nicolas mai cântă la pian? Da, acum e într-o pauză așa de câteva luni, dar da, face pian, da. Deci eu cred că cea mai tare piesă este inevitabil o piesă scoasă în trei. V-ați gândit vreodată să face o față? Mamă, ce să cânte nevastă mea ca Celine Dion și eu ca Tupac și fiul meu ca Ray Charles la pian. Da, tu știi, da, tu știi că se mai împuțit cu Tupac. Da... Dacă lasă! Și Tupac, dacă ar fi ajuns la vârsta asta, cred că și el ar fi avut. Da, un pic, da. Dar eu cred că e foarte mișto. Da, nu știu. Crezi că ea... Vezi că... Eu vreau să spun acum... Știi, eu îți arăt secretele trecutului. Așa. Tu crezi că ea s-ar fi îndrăgostit de tine dacă nu-i plăcea muzica?
Păi nici nu prea îi plăcea de mine la început, nu știu cum dracu. Păi melodia te-a softat. Da, păi aia, da, da, da. Șmecheria, cum ar veni? Uite. A? Așa, da. Asta e tot în setul ăla din aici. Setul? Da, cu ai 20 de ani. Ai tot setul. Am tot setul. Dar te-ai setat. Să știi că sunteți toți fotogenici. Da. Eu nu prea, dar... Modestia, nu. Acum, la 40 de ani... Dar chiar nu sunt, nu-mi place să fac poze. Deloc? Păi eu nici nu prea postez, mă ceartă ăștia într-una. Doamne, nu mai postez, mă. Postesc. Auzi, și dacă vrei să-ți fac, vrei să postez eu în locul tău? Da, să te rog, Horia, postează în locul meu. Postează și da, mie. Da, tu vine, ok. Da, așa. E, nici mai mult, nici mai puțin, că acum trecem la un alt așa. Teritoriu, niciodată să nu spui niciodată. Așa. S-a mai compus vreodată o piesă? Nu știu, never say never, nu știu. Cred că tot din Ploiești, ba da. Din Ploiești, Viorel Gavrila. Niciodată. Niciodată. Niciodată, exact. Băi, vreau să surprinzi oamenii cântând o piesă. Ce piesă? O piesă originală. Uite, îți fac eu rap la ea, dar tu cântă partea melodioasă. Nu știu. E plecat de timpul tău, pe cuvântul meu. Da. Păi facem amândoi, n-am zis așa? A, bun, deci facem amândoi, da, perfect. Deci fii atent, facem una serioasă, aia în care tu cânti și eu cânt rap-ul. Așa. Și facem și una. Ok, bine, eu bine, cânt bine. Și tu cânti rap-ul. Asta a fost o piesă care și ea s-a bucurat de mult succes. Cea mai rapidă ascensiune către prima poziție. Niciodată să nu spui niciodată. Da, da. E piesa Andrei. Făcută de Marius. De Marius Moga? Da. Lui Moga nu-i dau telefon. Nici, eu nu dau nici nu te salut, e ca aia. Nici nu vă salut. Bună ziua. Nici de... da. Dar cine crezi că i-a dat telefon? Moga Andrei sau Andra? Cred că Moga, da. În general așa se poartă. Te sună și producătorul Moga... care are o piesă. Da. Și Moga s-a gândit și la tine din prima. Păi el sau Andra, nu știu. Eu oricum vorbeam cu Andra în perioada aia tot să facem o piesă, știi? Mhm. Și asta a căzut ca o mânușă. Dar nu mai știu, în ce an a fost asta? 13, 2000, 14? Nu, 2015. A, 15. Și în 2016 a câștigat premiul... Da, da. Premii. Premii, da. Corect, bravo, premii. Premii, nu contează. Cel mai important lucru este că, și ești de acord cu mine, dacă lumea cântă pe stradă atunci când aude... Nu o să te mai părăsesc niciodată! La căreia? Niciodată să nu spui. Niciodată. Cred că ăsta e cel mai mare premiu. Bă, ăla e cel mai mare premiu. Și că premiile sunt... Premiile strigătoare, muzica. Bine, sunt frumoase și alea, știi, că le mai pui prin casă. Da, pentru... Bă, sunt mișto, știi? Ți-aduce aminte, după am, bă, uite, am avut piesa asta, adică na. Da, nu cred în premii. Aici, dacă ai uitat asta? Cumva. A, da. E... Dar cum încep direct cu strofa? Yeah. Ai grijă ce-ți dorești de la viață când te întâlnești cu destinul de care vorbești tu și de care se lovești și restul. Știi, viața e ciudată, știi, ți se întâmplă odată și încă odată, și încă odată, niciodată să nu spui niciodată. Oh, la început când ne-am văzut, niciunul n-a crezut în dragoste. O, dar mi-a luat valul pe amândoi, hey. Acum uită-te la noi, e dragoste. Acum nici nu pot imagina, aș plânge într-una de pleca din viața mea. O, dar orice se poate întâmpla, niciodată să nu spui. Să nu spui niciodată, niciodată să nu spui.
aș râde, ha-ha-ha. Te cunosc atât de bine, da, yeah. Și știu că n-ai venit din viața mea. Inevitabil va fi top, deși nu te-ai fi gândit la asta deloc. Lângă el stai, lângă el iubești, lângă el n-ai fi văzut niciodată vreun trai. Nu-i vreun crai, dar nu-ți vine să plângi, bă, mai mult să mai stai. Îndrăgostită lulea, când ziceai că nu se poate întâmpla. Destinul rupe primul regulile firești, regulile pur omenești, după care mergi până să-l întâlnești, yeah. Niciodată să nu spui, niciodată, niciodată să nu spui, niciodată. Vezi, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să și primești. Niciodată să nu spui, niciodată, niciodată să nu spui, niciodată. Vezi, ai grijă ce-ți primești. Bravo, fetele. El a co-inventat un piesă nouă. Alice și Gabriela. Bun. Aici ar merge vioara, dar eu trebuie să-i spun că e tânără. Deși piesa asta n-a avut un solo de vioară, acum va avea. Acum va avea. Ba, 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 ba. Niciodată să nu spun, niciodată. Vezi, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să și primești. Bravo, copii! Bravo! Știi, asta, fie mi-a venit o minte idee. Deci tu trebuie să faci un spectacol. Da. Și sunt convins că te-ai gândit la el, așa, din când în când. Poate odată l-ai și pus în practică. Spre rușinea mea, nu știu de lucrul ăsta. Dar tu trebuie să faci un spectacol, da, cu fiecare om cu care ai cântat. Da, păi vreau să fac în toamnă. Da, chiar vreau să fac în toamnă. Băi, l-am citit, l-am citit. M-a citit. L-am citit. Dar chiar vreau să-l fac în toamnă. Bun. Dar asta n-avei de unde să știi. Bun, atenție. Adică chiar îl fac, nu că vreau să-l fac, nu că doar vreau să-l fac. Bun. Să fac un concert mare, da, în toamnă, cu invitații. Andra? Cu invita surpriză. Invitați și surpriză sunt următorii. Da, cam așa. Păi nu știu, îți dai seama că o să fie Smiley, o să fie Andra, o să fie Nașa, o să fie Lori, o să fie Brenciu, o să fie Ștefan, o să fac o adunare. Trebuie să faceți piesă mai repede. Trebuie să fac o adunare de asta. Auzi, nu vrei să facem... nu vrei să facem așa... Așa? Cine stă la masa mea și să vin așa. Eu cu un pahar de... Să-i pun o halbă în față sau un whisky sau... Știi? Să fie... Cui lui Ștefan? Nu, nu, nu. 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 Bă, dar momentul ăsta, dacă l-aș face cu tine și cu Ștefan, s-ar închide.
s-ar închide concertul. Zicea, da, Chirila. Nu prea se potrivește Chirila acolo, dar... Da, bineînțeles. E îndrăgostit. Îi place de Chirila. Da, e mor după el. Îl băgăm și pe Chirila. Îl băgăm și pe Chirila. Tai bilete la poartă. Perfect. Era acum, doamnelor și domnilor, de la Institutul Național pentru Familiile Rapperilor. Așa. Iată următorul citat, marca Alexandru Minculescu. Cum să mai fac un microfon, să nu sune. Noi, citez, noi rapperii suntem mai stabili. Deci fii atent aici. Fetelor, dacă vreți, reorientați-vă. Stabili. Mă abțin. Rapperi a zis. Adică omul știe. Noi rapperii suntem mai stabili. Rapperii sunt mai familiști, mai serioși. Și afară, dacă te uiți, o să vezi că majoritatea rapperilor sunt cam de la început, cu același partener de viață. De exemplu, Snoop. Snoopy. Cred, exact, e cu nevastă sa de la 16 ani. Da. Da. Nu ne încântă alte lucruri atât de mult. Există tentații. There are, în engleză, there are temptations. Da. Și în momentul în care ai ieșit din bloc, am e periculos. În engleză? Zis-o eu ca pentru diaspora din America. Okay. Avem acolo, în Nashville, unde are Cristi. Așa. Deci asta vreau să spun, că rapperii, crezi tu că rapperii sunt mai stabili decât cântăreții altor genuri? Din cauza sau datorită faptului că noi am crescut pe stradă, în stradă. Și cumva e treaba asta de familie, de stradă, de neam, de, știi? Am înțeles. Adică nu m-am gândit la asta. Adevărat? Nu umblăm după, nu știu ce haine, nu știu ce iaută pe aia e, nu știu cum. Bine, ne mai uităm. Că na. Sigur, ne uităm, mai știm și noi. Mai știu. Niște baleniada. Cumva treaba cu familia e, eu zic că de aici, știi, că am plecat de la... Poate că stilul unui rapper este puțin mai direct. Și mai e altă perdea. Chestie, care cred că asta, de fapt, e importantă. Noi nu prea ne afișăm familiile. Noi nu prea vorbim despre treaba. Adică ai găsit câteva de-astea, știi? Că nu... A, sunt cu nevastă mea nu știu unde, mâine uite-l pe fimiu, uite nu știu ce, am plecat nu știu unde, mă duc... Tu ești ultra rapper. Exact. Cristian e ultra rapper. Am vrut să zic. E nici măcar cățelul nu și-l arată. Înțelegi? Adică nu ne expunem așa familiile, hai la toate petrecerile de nu știu care, noi suntem mai acasă cu șprițul, cu familia, cu neamul, cu finii, eu am finii mulți, dar eu nu m-am mutat nici de la Ploiești. Ai văzut că am zis, când eram eu mai mic, am zis, eu nu mă mut de aici. Nu m-am mutat. Știi? Nu mă mut. Că mie adică îmi place viața asta, știi? Dar cumva am trăit mereu cu picioarele pe pământ, așa, știi? Să știi că sunt... Nu sunt mulți. Ce? Nu sunt mulți? Deci, eu observ, îți dai seama, de peste 30 de ani. Să știi că nu sunt mulți și unul dintre lucrurile, poate cel mai important, pentru care tu ai rezistat atâția ani, este tocmai această stabilitate pe care ai tu. Un echilibru, da, pe care l-am. Un echilibru, bravo, da. Și, adică eu sunt în cartier, pe mine mă știu, bine, mă rog, m-am mutat de unde am crescut, de acolo, în altă parte, dar tot în cartier. Cumva, și pe mine, na, eu acolo ies, mă duc și duc gunoiul, de exemplu, în șlap și în maieu, nu stau să mă cunoaște și tanti și nenea și toată lumea, știi, că am crescut acolo. Știi, adică nu mi-am pierdut treaba asta, știi, cu rădăcinile și cu, de fapt, cum suntem noi, de fapt, știi, că mulți după un cântec, două și ajung pe la o petrecere sau pe nu știu unde, gata, nu, eu așa am fost dintotdeauna. Da. Înțelegi? Da. Și cumva, adică țin foarte mult la treaba asta naturală, așa, știi, cum, până la urmă... E normal să te schimbi în viață și să te schimbe situațiile. Categoric, să progresezi, dar omul din tine rămâne același. Da. Spune-mi sincer, ce salariu are un director de firmă de pază? Da, asta cu firma de pază. Băi, tu ai zis-o, când ai scos, îți dai seama că toată lumea... Asta era în 2011, ceva. 2010-2011. Aveai pușcă în dotare? Am spus-o, că eu le spun. Ai pușcă în dotare, ai? Grenade? Nu aveam, dar aveam cu mine, băieți, care aveau.
mă, pe mine, într-una oamenii din jurul meu, bă, dar tu n-ai lucrat niciodată, n-ai făcut niciodată. Adică am lucrat muzică și astea, știi, dar n-am... Și, mă rog, la un moment dat, eu întâmplător am ajuns acolo, că o anumită firmă din București voia să-și facă la Ploiești, avea un sediu, niște astea, n-avea oameni, n-avea niște astea, și eu acum, fiind foarte... Un fiind de-al nostru lucra la firma asta, știi? Așa. Și o să-i spui, eu n-am și eu acolo, care știe pe toată lumea, care nu știu ce, știi? Tu vii nașul. Da, și avea nevoie de vreo 100 și ceva de oameni, știi? Dar gen avea nevoie de vreo 100 și ceva de oameni. Mâine. Voi mâine, cum ar veni, ceva de genul ăsta, știi? Și am umplut eu niște mașini de oameni, dar eu ca să-l ajut pe finul inițial, da, știi? Da. Și ăla când a văzut patronul, când am ajuns și numai călăi de ea erau... Înțelegi? Au stat acolo, ei nu mai aveau loc, erau afară, ziceai că au venit să-și ia salariile, că nu le mai dădea salariu sau ceva. Dar de unde ai scos? Adică tu chiar ai relații cu prieteni, ai prietenilor și na, dacă sunt acolo și mă știe lumea, îți dai seama. Dacă era cabron pe vremea lui Ștefan cel Mare. Da, strângeam, făceam răspoale mari. Niște răzești, alo, la luptă, da, pata, da, da. În fine, și omul când a fost, Doamne, dar nu vrei să îți dau și niște bani? Bă, da, adică, da, de ce să nu iau? Ce trebuie să fac? Ce trebuie să fii? Să fie ăștia, să rămână acolo pe loc, să fie organizați, știi? Că la firme de pază de obicei, că am văzut și eu în anul ăla în care am lucrat, la firme de pază de obicei, azi vine paznicul, mâine nu mai vine la muncă. Când vrea el? În general, tu când te angajezi la pază? Te angajezi la pază când mai vrei să, nu știu, să-ți prelungești un pic cu pensia, cu alea sau cu ceva? Da, da, da. Sau când ți-e lene să muncești și stai la pază? Ce faci la pază? Stai așa. Practic, niciodată paznicii români n-au avut figură de Jean-Claude Van Damme sau John Statham, înțelegi? Da, bine, că aveai și intervenție. Care absolut, era, absolut. Intervenția era alt nivel, știi? Și, în fine, ăsora la București le plecau oamenii într-una, dar ajunsesem de le aduceam de la Ploiești și la București. Știi? Le-am rezolvat. Furnizor adică, internațional! Da, de oameni. Știi? Și, mă rog, și așa am ajuns vreun an, dar i-am zis la un moment dat, bă, nu pot că... Da. Alo, hello. Plus că asta, treaba asta cu să am șef, pe mine mi-o dat două de asta, știi? Băi, am avut șef. Tu toată viața ta... Dar tot șef am fost, oricum, că la un moment dat eu socoteam toată treaba. Tu ai avut libertate. Uh-huh. Libertatea asta, dacă un șef vine și dacă își ciuntește un milimetru de libertate, tu te simți atacat, îți dai seama. Păi da, pănuiesc că, na... Tu știi treaba asta oricum, că ești în domeniu. Noi, în general, artiștii, și să-mi zici ce să fac. Adică, lasă-mă că știu eu ce să fac. Vezi că trebuie să te trezești la ora nu știu care, să te duci nu știu unde. Deci eu când auzeam treaba aia și am zis, bă, nu merge. Îți las acolo băieții, spun eu pe cineva să se ocupe și... Da, mi-și da. Știi? Și așa am ajuns. Am lucrat și eu un an. Am pe cartea de muncă. Da, eu am fost... Tu ai lucrat mai mulți ani, ai lucrat... Nu. Ai cartea de muncă încărcată, pensie. Eu sunt bodyguard aici la Academie. Dar în primul, înainte de a veni în București, primul meu job a fost de curier. Ah, da. Deci veneau de la 90 și... Când au 18 ani aveam. Și ții minte că de la Mediafax pe vremea respectivă veneau niște faxuri, se trăgeau la Xerox cu niște informații globale, cum e acum un fel de feed. Da, știu cum se puneau toate într-un plic, Horia, poftim plicurile, să ajungă astăzi la toți directorii și la toate firmele. Ma. Tăticule, cred că atunci eram un fel de Usain Bolt. Mam, păi cred. Uf! Da. Cine a trecut? Branciu. Nu. Chiar cu ce făceai toată asta? Nu, cu bicicleta. Cu mașină. Nu! Pe jos! Pe jos, cu troleu, mă găseam de troleu. No. Mă gândeam, nu exist, eu, nimic. Eram Usain Bolt din Brașov. Și asta la Brașov? Asta la Brașov, aici. Uh-huh. Eram Speedy Gonzales. Atunci mi-am dat seama că trebuie să învăț. You better come home, Speedy Gonzales. Away from Tenin to your own. Come home, you're dreaming. Where does the sea flow? You better come that you're a dove, hey. Like a vinyl, like a dude. Și cum treceam eu ca o viteză, iată ce făcu. Speedy Gonzales, why don't you go home? Speedy Gonzales, why don't you leave me all alone?
Hey, señorita, señorita, hold your breath. I'd like to tell you, I'm from Ploiești, and I'd like to be a director of Bodyguards. One, two, three, four. La, 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 la. La 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 la. Acum 9 ani de zile. Așa. Stăteam acasă liniștit și deodată am deschis televizorul. Video de la Mare Luci. Direct aia. 14... După datele furnizate de Comitetul Executiv Olimpic, da. 14 ore au durat filmările la acest videoclip. În care s-a vorbit de o masă. Ca aceasta. Da. O melodie de succes. Ați auzit cum s-a întâmplat? Trecem mai departe. Trecem mai departe. 2010. No. Sau, mă rog, băi, ce an a fost asta, nu mai știu, 14, 15, 16. 14. Vreau să spun că, într-adevăr, și lui Ștefan îi place gospelul, da. Și îi place și bluzul. Place, știu lucrul ăsta, că vorba aia. Știu că nu știi versurile, dar ce ți le dau? Când ce ai cântat ultima dată? Eu să le cânt săptămânal, nu. N-ai bine să nu le știu. Crezi că n-am dacă concerte? Dacă greșești vreun cuvânt, da, nu, oamenii se uită. De când mai am alte cuvinte. Vorbim mai tari. Să știi că piesa cântată de vorba aia se liniștește, se perfecționează, ca să spun așa. Da. Este singura melodie pe care o voi cânta astăzi, pentru că al meu cabron s-a hotărât să cânte majoritar cu fetele. Da. Hai. Cristiane, dă-i cu bluzul, Cristiane. Bagă bluz. Bagă bluz, Cristiane. Hey. Yeah. Stă la masa mea, cu cine-mpart la pumat, cine poate să-mi răspundă, l-aș plăti într-o secundă, secundă din viața mea. Cine stă la masa mea și bea o cafea fierbinte, nu știi dacă azi e sinceră sau dacă minte. Yeah. Ai vrea să îi citești în minte, dar știe cum să facă să te facă te simte. Cu o lacrimă pe obraz și cu rujul cel mai roșu de zici că-ți face necaz. Că noaptea asta arată senzațional, cu părul portocaliu ca Olanda lui Van Hal. Și parcă e altă femeie, și parcă simți că o să ți se facă cheie. Ești cu ea de mult și asta te sucește, dar zic că ea ești tu și știu mereu ai fost pește. Yeah. Și chiar așa fără să știi, tu te bucuri că-i femeia ta în fiecare zi, dar sigur în oglindă dacă te-ai vedea te-ai întreba, zi. Cine stă la masa mea? Yeah. Cine-mi parc la fumar? Cine poate să-mi răspundă? L-aș plăti într-o secundă, secundă din viața mea. Cine stă la masa mea și fumează din țigară, atât de lent de zici că e prima oară. Dar scrumieră sunt doar chiștoace cu ruși și în pahar busuiacă roz de huși. Să nu mai zici că n-are haz când ea te trimite de la agonie la extaz. Yeah.
de la bucurie la necaz. Tu-ți cauți drumul, de-aia trage bine de macaj. Și ai vrea să-i spui că te-ai prins, dar pune o față plânsă când vede că te-ai aprins. Te apucă mila și dai un pas înapoi și iau un pas înainte până încep să dai chiar doi. Joacă perfect în filmul ăsta și tu te întrebi dacă e actuala sau e fosta. Dar chiar și ea, dacă ar fi în pielea ta, s-ar întreba, zi! Cine stă la masa mea? Hey! Cine-mi barți la puma? Cine poate să-mi răspundă? N-aș plăti într-o secundă, secundă din viața mea. Secundă, secundă din viața mea. Cristiane, haide! Hey. Yeah. Atragem atenția tuturor fanilor care se află acum în fața micilor ecrane că la piesa asta am repetat din 2016 până acum, în speranța că va veni odată și odată ca bron. Deci asta e viața. De 10 ani repetăm în continuu. Deci n-am repetat niciodată. Așa. Și mie mi-a plăcut foarte mult groove-ul și vibe-ul. Da. Atmosfera acestei piese este într-adevăr E un blues. E un blues mișto. E un și blues și mi-a plăcut cum s-a strecurat bluesul printre toate. Da, da. Păi eu am... Na, ascultăm foarte mult blues, B.B. King, că acolo e cam în... Pe calapodul ăla, piesa. Că mulți mai zic, știi, seamănă cu nu știu ce. Păi da, dar bluesul... Bluesul e... Pe ăla e. Universal, știi? Da. Adică gândește câte... piese sunt care sunt aproape identice, știi, doar că cântau oamenii altceva, știi? Da, 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 corect. Și, mă rog, am scris-o și Ștefan mi-a venit în minte, zic, na, cu cine? Am făcut-o... Băi, eu vreau să facem o piesă nouă. Așa. Hai să facem un efort de imaginație. Fetelor, colegi, Marius, Vali, Cristi. Da. Deci dacă noi am face o colaborare cu Cabron, da? Așa. Ca să nu trebuie să fie, în primul rând nu trebuie să fie blues, pentru că după aceea zice: "Da, bă, dar au făcut așa." Nu, mai așa. De ce? În primul rând nu trebuie să fie cu masa. Facem cu scaune moi. Nu, fără mobilier. Facem fără mobilier. O chestie sus în picioare. Așa. Păi în picioare așa îi punem. În picioare, da? Deci asta, suntem de acord toți? Așa se numește piesa, în picioare. Și cântăm despre Adidas. Ce, s-a mai făcut asta? Da, mă, dar noi facem una mai tare.
Păi nu mă, dar asta e în picioare, noi nu pomenim Adidas. Dar noi nu. Mă simt în Adidas și mei. Păi da, dar asta e în alt gen muzică. Nu, nu. Deci, în picioare. În picioare funk. Funk. În picioare funk? Da. În picioare funk? Păi funk în picioare. E, cum ai zis? Să se numească funk în picioare. Funk în picioare. Funk. Ce ține? Funk în picioare. Funk în picioare. Deci e funk în picioare, se poate face și calc în picioare, știi? Dar da, funk în picioare. Da, funk în picioare. Funk în picioare. Înțelegi? Uite, gata. Bună mișcare pentru fiecare care n-are. Picioare, nu mă așteptam, acum trebuie să stau un pic să pregătesc textul. Pregătește textul. Băl cu baba și la 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 ban, ban, ban. Nu mă enerva că-s cânt iar de la iarna pe val. Fac în picioare, hey! Că e la mare, hey! Că e la munte, e tot mișcare. Fac în picioare, e bună, rămâne să-mi scriu eu textul acasă, okay, okay. Și după aia vin și eu trăg. Auzi, stai să-ți dau de la podcastul ăsta demo. Așa, îmi dai demo. Hey. Hey. Și încă o dată la Tigiro. Ba, ba, bere, mare, bobo. Picioare, că e la munte, că e la mare, e de mișcare. Fac în picioare, că e la mare, că e la mare, e de mișcare. Nu e rău. Aha! Bara, 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 bara. Într-un club și e panică. Vă pălanică, vin golanii cu atitudine balcanică. Ce a pe R-O-N și-a luat placă. Dar de-abia acum începe s-o desfacă. Yeah, yeah. Știi că-i funk în picioare, pentru fiecare, hai. Funk în picioare. Zile. Bără la mare. Zile. Ce fac în stare. Nu ai stare, yeah. De ce? Funk în picioare. Chiar dacă te duci la munte, și totuși nu-mi place deloc. Hai să o luăm din loc. Că-i fac în picioare, că e la munte, că e la mare, e tot mișcare. Fac în picioare, că e la munte, că e la mare. Da ba 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 da ba
La acest videoclip au lucrat o mașinărie infernală de oameni, o echipă senzațională formată din 300 de oameni pe care i-a dus Capron. Alo, băieții mei din Ploiești să vină toți la filmare. Acum pentru... cu mașina. Yeah. Telefon. Alo, sunt Capron. Aș vrea să spun că vii acum la o filmare unde se pune totul în mișcare. Da și tu, da și tu și să vină și el. Și toată lumea să facă funk, să calce picioare pe mânt. Și toată lumea la mișcare, pentru că funk-ul te pune în valoare. Să facem mișcare ca luna mare. Hey! Bara asta adevărat e zurgălăi, da. E cu zurgălăiu. Aho, aho, copri și frați! Stați puțin din funk și nu călcați! Stați pe funk și stați nu pe plecați. Funk, da, până asta. Eu te-i pe băieți. Ce? Da. De fiecare dată sunt alături de mine și... Da. Tu cum crezi că te-ai ieșit tot ce se ieșit aici? Da, că avem... Cum crezi că se ieșit din funk? Da. Din Corea de Sud. Da. Da, Beatles din Corea de Sud. Da, Beatles, care cântau funk în prostie. Da. În Corea de Sud. Deci, asta deci gata, avem refrenul. Avem refrenul. Trebuie să scriu textul. Mi și se pare normal. Aia, gata. Dragii mei, vreau să vă spun un singur lucru. Că undeva, pe corpul lui Capron, există 4 cifre. Dacă îmi zice cineva dintre voi ce cifre sunt, și mai mult decât atât, de ce și le-a pus? Din punctul meu de vedere, fii atent aici, trebuie să-mi zici așa. Cine le mai are, de ce și le-a pus și ce reprezintă numerele respective? Patru cifre, da? Patru cifre. 0-0-0 pe 0, parola de la telefon. Nu. Da, nu. Băi, asta cu, toată chestia asta cu Regina Elisabeta e adevărată? Care cu Regina? Nu știu. Eu nu știu astea ce îmi zici tu, adică le știu după ce mi le zici, dar eu mai... Deci care cu Regina? Ne-am întâlnit cu el? Ce ai fost la multe podcasturi, nimeni nu ți-a zis chestia asta? Adică sunt singurul care s-a adăpat, cum așa, s-ar spune, din biografia ta. Doamne și domnilor! Dar cum a zis când te-ai lovit de... Ai zis o vorbă. Păi m-a lovit de scenă, de boxă. S-a prăvălit, da. Așa. M-am prăvălit pe biografia ta. Așa. În anul 1331 s-a născut Regina Elisabeta a Suediei. Am înțeles. De fapt, pe 13 mai s-a născut acel om care are același tatuaj ca și el și pe 31 mai ești născut tu. Da. Sunt tovarăși foarte buni și a făcut și el tatuajul în același loc. E o chestie de frăție. Când dăm noroc e... E 2-6-6-2. Sau cum, când dăm noroc? Nu știi expresia? Ce? Când dăm noroc? Ce? Când dăm noroc? Asta e declarația că când dăm noroc e nebunia lui Salam. A, da. Asta e citatul. Bun. Da. Spuneți-mi, copii, despre ce număr e? Ziua lui de naștere. 1-3-3-1. Și cine ce-a mai făcut? Soția lui. Nu soția? Alex. Cine? Da, Alex, da. Cine? Alex. Iată Alex Beleaua. Alex Beleaua. Beleaua de Alex. Aia zic. Uite-l. 1-3-3-1. Da, mă, păi el e pe 13 sau pe 31 mai? Ne-am bătat și ne-am dus și ne-am tatuat. Ca să fie așa mai pe, cu Regina Elisabeta. Bă, da, băi! E genial asta. Da. Băi, lasă, băi, cop. Hai să ne tatuăm. Bă, mă lași cu realitățile astea. Ne-am îmbătat. Da. Tu faci 1-3. Eu 3-1. Dar am zis că mor la ăsta. La ăsta am zis că mor, că eu mai am tatuaje pe mână. Dar la ăsta am zis că mor. Te-a durut acolo? Spart. Zici acolo? Da, cu lama. Cred că făcea în dușmanie. Deci asta e. Este... Aici te-a durut pe ăsta? Rău de tot, da. Nu știu de ce. Că eu am pe aici, dar nu mă... Nu știu care a fost. Deci să-ți dai seama ce frăție. Adică am... Mai ții minte anul, nu? Acum 5, 6, 7, 10? Nu, cred că ceva, 2014 ceva, cred. Băi, frate. Da, e fratele meu, Alex, tovarășul meu bun. Băi, stai puțin. Zim, explică-mi, te rog frumos. Deci, eu n-aș fi făcut așa ceva,
Apreciez. Eu nu sunt împotriva altuia care a făcut așa ceva, deloc. Da. Chiar respect. Zim, cântă-mi puțin refrenul ultimei melodii a lui Alex. Asta, Mona Lee, Mona Lee, da. Asta? Păi nu știu. A, na, 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 nu, 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 cu versul. Mona Lisa, Mona Lee. Vino mai devreme. Competi. A, competi, da. Dar nu știu exact. Deci competi, știu, vezi, competi, știu. Competiția e mami. Da. Mona Lee, Mona Lee. Mona Lee. De, adică te uimești oarecum pentru că tu de obicei când zici un cuvânt îl termini, da. Iar el la, rămâne da, acolo. Da, știi, nu la e treia. Nicio competi. Competiție e mami. Știi, am și noi unul așa când eram mici. Ia. Yeah. Cu Ana Mința biciclista că zici și-a rupt pic palac într-un copac, mi-e vine. Când zici că dăm preselecție la baking? Alice? Ce să spun, că acum am greșit? Da, mă, da, da. Da, asta este, mi s-a părut o chestie... Da, da. A, și mai am o... Și vreau să spun că am și o dilemă. Așa. Și acum să ți-o va adresa, o să o rezolv de altfel. Spune-mi, te rog frumos, cine este în poză și ce faceți exact aici? Asta e socră mea. Da, dar da. Nu facem ce s-ar gândi lumea că facem. Dar ce faceți? Deci eu prima dată, spun sigur, prima dată am zis că voi faceți unelte de pescuit. Nu, nu, nu. Ah. Nu face... Bine, socră mea e cu pescuit oricum, le are, eu nu le am. Ce zic acolo, momentul ăla în care învârți cu socră tu o lulea. O lulea, da. O țigară de-aia ca la țară, a, știi? Da? Da, și aia făceam. Era tutun și îți dai seama că... Totul în regulă cu socul? Da. E super. Parfum. Tot din Ploiești. Fratele meu. Ce-mi e socul meu, ce-mi e Alex Velea? Da. Pe cât s-a născut? Un tatuaj ceva? Da. Tot în Ploiești. Mă rog, acum nu mai stă în Ploiești, s-a mutat lângă Ploiești, la o casă acolo, da. M-am super bine cu ei. E fratele meu original, adevărat. Bravo. Adevărat. Adevărat. Da. Mă bucur tare mult. Da. E, dragii mei, am ajuns și la 2022. Cum au trecut anii. Da. Știi că trebuie să te duci cu mașina de înaltă viteză prin viața lui, da, lui Cabron. Pentru că a venit fructul. Acel fruct care e interzis unora. Da, da. Nu. Dar ea seamănă foarte bine cu Teo. Eu de când am intrat aici... S-a mai zis, nu? Deci eu de când am intrat aici, am crezut că mi-ai făcut o surpriză. Ce vă zic, a venit Teo, cântă Teo. Dar seamănă, uite, vezi? Nu se pare că seamănă cu Teo? Băi, Gabriela, niciodată nu m-am uitat la tine așa. Dar nu se pare că seamănă? Acum când zice, nu ți se pare? Mi se pare că seamănă și când zâmbește, mi se pare. Vezi? Dar tu așa șmecherești de ți-ai luat-o pe Teo în backing. Deci, fiate, m-am dus în vacanță și m-a întrebat femeia de la recepție. Și cumva Teo Rose, fata aia, vedeta aia din România, zic, nu, aș vrea să viu. Nu, sunt din Suedia, sunt regina Suediei. Auzi o cale bună, dar rău te scufunzi. Ăsta te sună, dar tu nu vrei să-i răspunzi. Mă uit la tine, parcă-ți vine să renunți. Dar în același timp uiți repede în clipa în care te... Nu-ți place schema în care ești, dar nu-ți vine să ieși. Când vezi că îi zbândești să-i întorci ca la Ploiești. Deja nu mai gândești, te grăbești și te tăvălești, crezând că o să reușești să ai o poveste ca-n povești. Dar n-ai, ești departe de rai, n-ai ieșit cum credeai. Încă trăiești în filme cu răpirea din seraie. Dar filmul tău e mai greu de jucat și ești bai. Vrei să fugi din el, tot el te face să mai stai și stai. Deja de o lună, două, trei, patru, tot te ascunzi în baie atunci când îți deschizi chat-ul. Hey. Poze, poze, tripuri grele, gândurile când te-ai agățat în ele. Cum ești să-mi spui că noi aici sunt singura? Dacă el arată că te iubesc, tu fii sigur că cerul nostru la necară, focul nostru mai ardă. Ascunde-te în mine și nimeni n-o să ne vadă. Hey,
cad în paradis. Iar ai plecat și ți-ai uitat mailul deschis. Iar ai uitat vorbe pe care ți le-a zis. Când ți-a zis să gândești la fix, acum te plângi că le-ai omis. Yeah, nici tu nu știi ce vrei pe lume. Dar simți cum începe mai tare norii negri să se adune și cerul să tune. Când începe să te sune și știi sigur că dacă răspunzi nu o să auzi lucruri bune. Simți că ai sărit de glume și vrei să o închei. Nu mai au haz vorbele sau planuri de holiday. Hey, poze, poze, tripuri grele, gândurile când te-ai agățat în ele. Am judecat prea aspru, îmi ascund doar inima. Știu că arată rău ce vezi tu, nici eu n-am vrut să fie așa. Să fie păcatul meu, că am făcut ce simt eu. Dar să spui iubire în pas și de despărțire, evitând dezastru. Hey. Vreau să-ți cumpăr numai eu. Cum de știi să din nou. Stai. Din nou, din nou. Așa. Alo! De la primărie din Ploiești. Cum? A sunat. Încă o stradă? Stați, domnule, da. Da, am auzit, da, știu. Da, nu-ți place schema în care ești, dar nu-ți vine să ieși când vezi că îi zbândești și să îi întorci ca la Ploiești, da. Îți mai dă o stradă că ai băgat Ploiești aici. Să nu mi-a dat pe aia pe care i-a dat-o lui Doroftei, că e mică rău de tot, abia intru cu mașina. Serios. Serios. Băi, fii atât de aici, da. Nu, nu, eu am un fix cu străzile, trebuie să vă mărturisesc sincer. Da. Deci există la Brașov o stradă Horea. Așa. Bă, ăsta e numele meu. Bă, era mic când am zis. Strada Horea. Mamă, ăsta e strada bă, mea. Bă, mi-am pus numele acolo? Dar scria Horea. Horea. Bă, bine e. Că auzi, bine că n-am scris Brânciu, că după aceea mă recunoște la pe stradă. Pe strada ta. Dar știi exact unde, cum te urci așa pe drumul Poenii? Da. În jos, pe acolo, lângă roata Zi. E un restaurant acolo. Strada Horea. Când am văzut, îți dai seama. Zim tu, dar trebuie să fie o surpriză. Dacă ai vedea tu pe o stradă scris Cabron. Ah, eu nu sunt marinero, eu sunt Cabron. Da, Cabron, strada. E adevărat, e adevărat. Strada Minculescu Alexandru. Absolut. Nu, aia e la Ploiești. Mai aia e la Ploiești. Nu, s-a, gata, s-a parafat. Zim o chestie, că m-a obsedat chestia asta. Tu ai fost un om îndrăgostit de Elvis. Da. Îndrăgostit de James Brown. Îndrăgostit de Jimi Hendrix. Îndrăgostit de... De muzica. Bă. Și de muzica aia. Și deodată, tu ți-ai spus Cabron. Explică. Păi nu știu, mi s-a părut mie așa că sună... Tot uitam la filme de-astea cu Cabron, de-astea și mi s-a părut mie că sună așa. Într-un fel, Cabron e un fel de nenorocit așa, știi? Și eu eram gangster. Am înțeles. Înțeleg. Și, deci, practic, când ai ieșit Narcos...
A, păi și aici e la mine, pe strada mea. Da. Deci asta e, urmăreai filme, că altfel nu mi-ai explicat. Adică tu, practic, toată viața ta, toată tinerețea ta, te-ai luptat cu muzica pop frumoasă, englezească. Da. Și brusc, bine cum ți-a spus, eu sunt... Prima dată îmi ziceau Alex, îți dai seama, cu era nasolul, mă mai tatuam, nici cu velea, era stricăciune mare, știi? Dar gândește-te că dacă trăiești în timpurile noastre și, de exemplu, ești fan... Shogun, da. Zici numele meu de știință este Toranaga-sama. Da. Băi, tate, ia ușor cu Toranaga-sama, îți dai seama, peste câțiva ani ar fi rezistat, dar ideea este că e singurul cabron, ca și titulatură, în toată muzica românească și lumea te-a asimilat ca lumea, nu, băi, ce ți-ai pus titlul ăsta, știi? Păi gândește-te la Paraziții. Gândește-te înainte să apară trupa Paraziții, cum îți suna ție Paraziți, că acum nu-ți mai sună așa, că tot normal, normal. Da, au dat valoare brandului. Adică prin ce au făcut, au alimentat. Gândește că pe Chelu, el nu era Chelu inițial, era Tenie. Tenie Parazitu. Știi? Deci, am înțeles, de la Paraziția. Dar oamenii s-au obișnuit, era așa și bă, na. Și acum a fost la început, doamne, cum ne numim? B.U.G. Mafia. Da, să zici că Mafia sună... Mafia era dur, era destul de dur. Da, Bug. Știi că vei... Da, bag e... mulți ani și ce e asta? Bug Mafia. Cum adică? E Mafia... Stai. Ăla care știe engleză. Da. Bug. Da. Bug. Cine? Da, ce e asta? Din Bucegi? Ce e Bug? Bucegi. Da. Vreau să întreb o chestie și știu că se întâmplă lucruri de la o persoană la cealaltă, dar tu am înțeles că atunci când vrei să intri pe scenă, asta m-a uimit. Și acum încerc și fii atent că n-am citit greșit. Ce mai fi zis? Bei un litru de apă înainte să-i trupești. Beau apă multă, da. Așa ai băut din toate timpurile? Da, nu beau alcool. Apă multă. Beau apă, da. Și pe scenă și sunt hidratat perfect în ziua aia. Știi, dacă am concert, eu am luat aia 2 litri, îi fac în timpul... Eu nu sunt așa ca tine. Eu sunt cu apă, îmi dau mult cu apă. Beau apă. Adică beau mai mult decât... Decât e necesar, decât, da. Și înainte de concert, beau apă, că în general am impresia poate de la mine, la unii adică se potrivește treaba cu să bea niște whisky sau să bea ceva înainte, mi-e prost. Din cauza emoțiilor, din cauza că în general, când, cel puțin de la prima piesă, când intru sunt vulcanic așa, știi, cumva. Și cred că, m-a agit foarte mult, știi? Bine, oricum m-a agit-o concertul. La mine dacă nu se cântă e groasă, eu îi cert, eu fac de-astea cu publicul. Trebuie să cânte. Zi, uite, eu sunt public, cum mă cerți? Deci, nu pot. Nu te văd certându. Eu am văzut concerte cu tine. Păi nu, îi cert, eu strig la ei în așa fel încât... Dacă... Auzi, bă, ăla din altă rând, dacă nu cânti cu mine... Bă, mama! Mama voastră și mine! Păi am venit aici să nu vă distrați. Bă, e o chestie importantă pe care ai spus-o cu o oră, două în urmă. Da. Dar vreau să te întreb o chestie. Uite, în 2003, puștan fiind, zice așa, sunt cabron și am ajuns la apogeu. Prost. Vreau să te întreb o chestie importantă. Mi-ai spus printre picături ceva interesant, dar vreau să sintetizez. Așa. Când e apogeul unei cariere? Nu cred că e apogeul. Eu acolo eram un puștan când am scris aia și mi-a zis cineva atunci. Bă, n-ai cum, ai zis ceva prost acolo. Mie mi se părea că sună super tare treaba asta. Sunt la apogeu și eu, știi cum e când ești puștan și atunci aveam vreo două piese de-astea, hituri care mergeau și eu mă vedeam deja, gata, mi-am terminat cariera, cum ar veni. Știi, adică, ce, două cântece, am ajuns la apogeu, știi? Și mi-a zis atunci cineva, bă, nu e ok, știi, că la apogeu, nici nu știi când ajungi, de fapt, când ajungi la apogeu, de fapt. Apogeu, știi cum ajung la apogeu? Îmi zic așa, îmi propun ca până la finalul carierei mele să am, nu știu, 50 de albume scoase, 70 de hituri și nu știu ce. Și în momentul în care le ating pe astea, gen să zic, am ajuns la apogeul meu, știi? Pe care eu mi l-am, știi, cumva. Da? Celul meu. Da. Aici sunt eu în cel mai bun moment mele. Al meu acum. Acum sunt gata, știi? Știi că... nici societatea nu te lasă și nici lumea nu te lasă să ajungi la apogeu pe care ți l-ai dorit, pentru că planurile pe care eu mi le făream în 90 nu o semăna cu alea care s-a întâmplat în 2000,
nu au semănat cu alea care se întâmplau în 2010-2020 și sub nicio formă acum iar trebuie să le schimb. Practic, dar bine, nu neapărat, nu știu dacă chiar neapărat lumea, cât poate și, și tu, schimbându-te, sigur, în ăștia 10 ani, da, nu mai credeai în planurile alea. Sigur, neapărat. Nu uita un singur lucru, că lângă noi sunt oameni care n-au trăit atât în, în public, da, cât am trăit noi. Da, da. Pentru că ei au zis la un moment dat, nu-i bine asta. Mm-hmm. Nu mă mai identific cu aia. Și încet, încet au renunțat la a te modela pentru societatea în care ești, pentru schimbările pe care le are societatea. Da, da. Versatilitatea asta și adaptabilitatea asta sunt niște lucruri foarte delicate. Corect, da. Toate lovesc în tine. Eu vreau mai mult, da. Atunci hai să... Nu. Nu știu, dacă... Dom'le, ce-i TikTok-ul ăsta? E o prostie. Sau, bă, ia să văd și eu cu TikTok-ul ăsta. Da. Știi? Da, poate. Ia, uite, ce e tâmpenia asta cu noua cântăreață? Nu, ascult-o întâi. Cântăreața? Adică tu, înainte să zică ceva cântăreața, zici, nu-i bună, de rog. Nu, nu-i bună. Eu sunt... Da, nu, asta nu e ok. Adică întotdeauna trebuie să... Chiar și cu TikTok-ul și cu... Sau, mă rog, ai dat un exemplu ăsta. Să te relativizezi la ce se întâmplă. Normal, normal, da. Să fii acolo. Adică trebuie să... Dacă pe TikTok, de exemplu, în general e retardeală, că acolo ai dat exemplu cu TikTok-ul, da? Tu trebuie să... Și tu nu ești un retard, înțelegi? Trebuie să iei partea care te ajută de acolo, știi? Să te ajuți cu... În orice parte, clar. Și încă o chestie importantă, dacă, de exemplu, pe TikTok se întâmplă un fel de, nu știu, un trend, da, tu nu trebuie să-l îmbrățișezi pentru a intra pe TikTok. Da. Tu poți să-ți faci stilul tău propriu, da, și personal. Corect, corect, da. Uite, piesa asta nouă, scoasă de Cabron și Brenciu în picioare, funk în picioare, foarte tare. Căutați acum pe... Da. Deocamdată într-un podcast, ăsta de cartier. Da. Dar va bubui. Da, căutați-o. Da, căutați-o, da, mult. Căutați-o odată. Și mult, și bine. E, da. Smiley și Guess Who. Așa. Au făcut o piesă. Ce? Și cu Cabron au făcut o piesă. Da. Asta e o piesă pe care o poți asculta în orice, la orice vârstă, cred eu. Da, și în orice anotimp. Și în orice deceniu. Da. Păi cam așa le fac. Să poți și, să le ascult. Da, și mi-a plăcut, știi, mi-a plăcut că, nu știu, să v-ați înțeles bine și la filmare, s-a văzut acolo o camaraderie de-asta. A fost mișto, că au venit tovarăși de-ai lui Guess, tovarășii noștri, când noi aveam aceiași tovarăși, eu cu Smiley, știi? Dar Guess venea din, practic, Guess era cumva... Da, Guess era Guess-ul. Da. Știi? Și na, el era cu Grasul, era cu Ocapi, acolo și... Cu Ocapi, da. Da, a fost super tare. Tot Iulian s-a ocupat cu... Care Iulian? Moga. Care Moga? Care Moga, care Moga? Hai, da. Să răsune sinagoga. Hei. Care Moga, care Moga? Cum începe, fetelor? Voi care v-ați pregătit pentru acest podcast? Aha, cum? Aha. Ce? Noi dăm culoare. Cum facem? Facem totul natural. Spargem. Spargem gheața de la mare. Noi o dăm tare. Noi tare. Noi dăm culoare. Facem totul natural. Spargem gheața de la mare. Și într-un club și e panică. Vă pălanică, vin golanii cu atitudine balcanică. Și a pe R.O.N. și a luat placă. Știm! Dar de-abia acum începe să o desfacă. Yeah, dă 10 boxe de-alea mari și volumul la maxim să-i acopere pe lăutari. Și dă și două de-alea bune. Să urce pe scenă, haterii să facă spume. Știi, nivelul 1, 2, 3. Păi două tare care frenul lui Andrei. Că ești în casă, în club sau pe frecvență, o mână sus e apelul de urgență. Nimic nu mă scoate din stare, stare nebună care nu mai dispare. Că lumea dă din umeri și din picioare, dau de tare. Când ne-mi place, o dăm tare. Hey. Noi dăm culoare și facem totul natural și spargem viața pe la mar. Că noi o dăm tare. Hey. Noi dăm culoare și facem totul și spargem viața pe la mama. Și ies din club și e bine, bine, bine de tot. Dar merg încet și drept și chiar fără efort. Să se audă tare albumul nou, de la Brenciu până la Chișinău. Așa că, pe două tare, nu o da nasol. Când te plictisești de terasa de la City Mall, bădând culori de zici că sunt România. Și te-aș înjura, dar mi-e jenă de Doamna Maria.
și nimic nu mă scoate din stare. Stare nebună care nu mai dispare. Că lumea dă din umeri și din picioare, dar o dă tare. Când ne place, o dăm tare. Yeah. Noi dăm culoare și facem totul natural și spargem viața de la fan. Când noi o dăm tare. Hey. Noi dăm culoare și facem totul natural și spargem viața de la fan. De la mar. Yeah. Hey. Mm-hmm. Facem totul natural, spargem viața de la mar. Spargem gheața de la noi. Noi o dăm tare, noi dăm culoare. Facem totul natural, spargem gheața de la noi. Băi, știi, când încep ritmurile astea, nu... Când intră ăla, n-ai ce... Nu, dar cuvântul mix, cum era edit, cum era ăla edit? Mix edit la long e al meu. Da, da, da. Ăla e... Șeful la ăla. Șeful la... Șeful la mix. Dincolo de 1-3-3-1, pe mână îl mai e pe fiu-tu. Da. Și mai sus un microfon. Da. Și coroana, uite coroana. Uite coroana. The King. Ăsta e. Ăsta e. Ăsta, el e regele. Ce am vrut să... Deci ăsta este coroana ta. Ăsta e coroana mea. Ăsta e Nicolas. Ăsta e adevărat coroana. Ăsta e Nicolas. Și aici e un microfon cu o căciulă pe cap. De acum să mă filmești pe mine. Aici o să-mi pun coroana. Aici. Și acolo comoară. Și aici... Băi, nu am... Chiar... Eu nu mi-am făcut niciun tatuaj. Eu zic câteodată, să mergem să ne... Presiunea tatuajelor din jurul meu mă cam apasă. Credeți că e momentul... Mi le-am făcut de mult. Eu când le-am făcut pe astea am zis o să mă umplu sale. Nu, mai. Am rămas acolo. Nu, mai. Cristiane, tu n-ai niciunul? Nu, dar vreau să fac unul cu SP. Își face unul pe tot corpul. Stai că... Cu SP? Ce SP? Sala Palatului. Da, bine. Sala Palatului, vă Bine. Ai Sala Palatului, anul ăsta, când ai? Noi 22, 23, 24. Când ai tu Sala Palatului, ai și tu anul ăsta, ia. Poate cântăm în picioare, să dăm valoare, facem totul natural. Cântăm, cum să nu. Eu am citit în biografia ta că ai făcut o singură dată, într-o singură zi, karate. Da.
Deci, păi eu am crezut că este singurul om care a făcut o singură zi karate. Și sală la fel. Dar eu într-o zi... eu am crezut că la karate te duci să te bați. Să faci karate. Eram cu filmele cu Van Damme. Corect. Și cum... Na, trebuie... Și? Și când m-am dus acolo, m-a pus ăla, flotări, m-a pus toate alea, nu m-am mai dus, gata. Mi-a trecut. Și la sală la fel. La sală mi-am luat eu abonament ăla de... cel mai full, cel mai nebun și m-am dus la sală, am făcut greșeala de m-am dus cu un prieten de-al meu care era boxer profesionist, ăla se bătea în Italia și venise în România pentru vreo două săptămâni și să mai antrena, știi, să se țină omul în formă, da. În formă, da. Haide-mă cu mine la sală, mă, că te... Mamă, și m-a făcut ăla în ziua aia la sală de m-a omorât, m-a pus niște dalea. A doua zi ai stat tot timpul în pat. Am murit a doua zi și am înviat a treia zi și am zis că nu mă mai duc. Și totuși, da. Cineva a făcut mai multe zile. Da, fiimii a făcut, da. Dar și acum fiimii face jiu-jitsu brazilian. Da, îi place cu luptele. E luptător. Jiu-jitsu brazilian? Da, da, da. Da, aici a făcut, aici făcea karate, aici făcea de-asta, Shotokan, nu știu ce făcea. Ma. A făcut vreo, cred că vreo 2 ani. După aia n-am mai făcut, că nu am vrut să-l forțez niciodată. Corect, corect. Dar oricum nu eram eu, băi, fiu-miu trebuie să fie karatist. Să-ți dai seama. No, nu aveam, știi? Dar l-am dus, zic, bă, să știi și el o leacă de bătaie, știi? Cum da, nu, să se apără. Așa. Și oricum, e mai mult de disciplină. Absolut și de mișcare, sigur. Foarte bună, știi? Și, mă rog, n-am mai vrut, după aia a făcut basket, după aia a făcut mai multe, not, asta, na, a luat sporturile așa, acum e... E cu jiu-jitsu ăsta, e serios, adică e serios, serios, e mai mult decât serios. E cam la fel cum ca eram la basket. Eu de serios când m-am apucat de muzică. Așa, așa. Cam așa de serios. Dar el ce vrea să devină, ți-a zis? Acum momentul ăsta, el mai are niște, domne, am niște bani, nu știu unde să investesc, are niște de-astea. Nu cred. Nu știu în ce să investesc bani, da. Păi da, ăștia acolo la 14-15 ani nu erau mai fraieri. Să nu spui că vorbesc despre criptomonede și toate chestia asta. Nu neapărat, dar se gândea el să-și facă un site pe care să vândă lucruri, să, în ce să investească banii, pe care na, mai strânge, mai dăm noi. Mai... Dar tu acum, dacă da. Te întreb, dacă ai primit o sumă de bani, dacă ai o sumă așa. De bani, tu ce, în ce investi acum? În mine aș investi. E cel mai bine, dar unde ai vedea următorul capitol? La capitolul sculelor, la capitolul personal al... Nu, aș investi în mine, în, de exemplu... În niște studii. Mi-aș face un band și aș merge cu band mai mare. Rap cu band. Păi noi suntem aici. Eu nu am nicio cântare la noastră. Adică asta îmi vine acum. Asta îmi vine. Asta îmi vine. Nu aveți cântări acum? Nu, uite, exact în momentul ăsta. Chiar nu avem cântări în momentul ăsta. Acum nu avem cântări acum. Uite, acum. Deci noi venim, clar. Aș vrea să fac treaba asta, aș vrea să fac pasul ăsta... Au mai făcut și alții pasul ăsta, dar nu constant, știi, în rap. Adică aș face-o constant, gen, să cânt doar așa, știi? Dar, na. Este una dintre cele mai frumoase și grele provocări. Da, știu, da. Pentru că tu, tu practic, poți să descoperi orizonturi noi. Păi da, 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 da. Cu așa și, adică eu. Și la noi, bun, că e live oricum, 100% facem. Doar că tu ești limitat de ai beat-ul, înțelegi? Și ăla ai beat-ul și pe aia o cânti. Uite, dacă vreau să lungesc Iarna pe val să o cânt 10 minute, bine, am cum, mai de o dată. Da, corect, știi? Corect. Da. Dar sunt o felul de intensități. Da, sau lupez o parte, sigur, știi? Sigur, dar nu e, știi, nu e zeama. Aia, mai ales că te uiți la te colegul mai... tău care zâmbește, te uiți la colegul tău. Că mai pui pe chitară, mai, știi? E mult mai, adică e mai... Bă, dacă te pot ajuta cu adică ceva... Adică aș face un band și cu DJ. Un DJ l-aș avea, știi, în band. Cam cum erau Daruț, știi? Da, 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 Roots, da. Alu, Jimmy Fallon, da. Da, da, da. Da, da, știu, știu, știu. Adică pentru în că asta și lor... aș investi acum. Bravo. Și în asta, de fapt, și investesc. Cu asta mă ocup, gen, în perioada asta. Ți-am zis că vreau să fac Unde? Da, la când aveți voi tu și cu bănică, ca să știu să mă... Da, eu noiembrie, probabil în decembrie, bănică. Da, tu... Să-mi iau ceva. Lasă-mă, nu. Ceva pe întâi, îmi iau ceva de ziua României. Vin și eu acolo. Da, da, o seară, atât. Una. Doar o foarte seară. Foarte bine. Nu, dar e foarte important și chiar simt pumnii. Ai un deziderat foarte mișto. Bravo. Da, mersi frumos. Da. Bravo. Consider că cam ăsta-i pasul, cam acolo. Adică nu contează că, bun, că ești rapper. Că și afară, dacă te duci la un concert mare Eminem, de exemplu, ăla vine, e da, band. Da, 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 adică nu vine cum și gata,
salut. Da, da, știu. V-am pupat. Pentru că tocmai asta e, știi, că poți să dezvolți asta și vreau să fac. Și o să o fac, adică chiar cu asta mă ocup. Gen. După ce filmez clipul ăsta pe care l-am acum cu Iulian, apropo de asta, piesa mea cu Smiley și cu Guess. Mm. Acum scot piesă cu Smiley și cu Puia. Și la asta filmăm acum, știi, single-ul de vară, cumva, care am e înțeles. Tare. Tu mai ai un cântec cu natură? Cu ce natură? De ce natură? Ai un cântec cu natură. A, frunzele și iarba. Te uită cum ninge decembrie? Da. A venit... A venit toamna. Acoperăm frunzele și iarba cu ceva. Cu umbra unui copac. Sau mai bine cu vocea ta. Hei... Deci mi-a plăcut groove-ul de la asta, de la frunzele și iarba. Da? Mă bucur. Chiar mai acustic, așa. Da, mai așa și mai... A fost reggae inițial. Da? Piesa așa o făcusem, dar s-a transformat. Da, s-a transformat. Până la final n-a mai fost chiar reggae, dar cumva zeama e de reggae. Ia o câtă mă reggae. Don't worry the day, hey. Everything gonna be alright. Frunzele și iarba, salcâmii și banca, valurile barca, care pluteam și pluteam și pluteam și pluteam. Frunzele și iarba, salcâmii și banca, valurile barca, în care pluteam și pluteam și pluteam și pluteam și pluteam. Că tot acolo ne-am și cunoscut, eu mă jucam cu tine, chiar nu voiam să te uiți urât. Voiam doar să avem o zi de vară. Mai bine stăm aici pe lac, că-i panică la scară. Și mintea mea e departe, plecat în altă parte. Noroc că mi-am luat apa și vreo două, trei tarte. Ca și la picnic trebuie să te gândești la tot, nu vreau să faci nimic. Yeah. Și am și un radio cu baterii să ascultăm piese de vară, de vară. Și de ce să fi stat în casă când uite ce marfă e pe afară, pe afară. Hey, frunzele și iarba, frunzele și iarba, salcâmii și banca, salcâmii și banca, valurile barca, valurile barca, pe care pluteam și pluteam și pluteam și pluteam și pluteam. Frunzele și iarba, salcâmii și banca, salcâmii și banca, valurile barca, valurile barca, în care pluteam și pluteam și pluteam și pluteam. Dacă și iarna sunt pe val, îți dai seama cum eu ar vara. Miroase a grătar și bate priza în toată țara. Când la picnic turnăm cât un pic pic, vin o dragă mai aproape să servim cât un pic pic pic. Mi-e drag de tine, îmi place când te văd așa, mai ales când te-a prins fix aici în barca mea. Mai ales că te-am prins, nu mai scap de mâna mea. Mai ales că m-am prins, că nu mai ești din mintea mea. Și am și un radio cu baterii să ascultăm piese de vară, de vară. Și de ce să fi stat în casă când uite ce marfă e pe afară, pe afară. Frunzele și iarba, frunzele și iarba, salcâmii și banca, salcâmii și banca, valurile barca, valurile barca, în care pluteam și pluteam și pluteam și pluteam și pluteam. Frunzele și iarba, salcâmii și banca, salcâmii și banca, valurile barca, valurile barca, în care pluteam și pluteam și pluteam. Gonna be alright. Gonna be.
cause every little thing gonna be alright. Frunzele și iarba, frunzele și iarba, banca, salcămi și banca, valurile barca, valurile barca, în care pluteam și pluteam și pluteam și pluteam și pluteam. Frunzele și iarba, salcămi și banca, salcămi și banca, valurile barca, valurile barca, în care pluteam și 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 pluteam. Urgălăi! Bravo! Scuzați-mă, cine a aplaudat în spate? Sunteți publicul, niște fani reggae? Reggae? Aplaudați. Cum zic că ăștia au reggae. Dacă v-ați implicat astăzi, ați mici, apă, v-ați aplauze. Complicat? Eu sper ca toată lumea să se implice chiar la ultimele întrebări! Asta ce era? Tun 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 tun. Ce era? When the night. O nebunie. Începem cu întrebările grele. Da. Și după aceea le ușurizăm. Hai. Băi, ăsta e verbul meu, eu l-am văzut. Ușuriză. A ușuriza. A ușuriza. A ușuriza. A ușuriza. Uite, uite cum e. Imediat vine reporul din el se bagă. Deci, culoarea preferată a soției este? Albastru. Corect. Gianina, știe, mă. Nu, no, dar mi-a sărit din spate, de la draperii. S-a uitat la draperia din spatele meu. Atenție, Gianina, atenție. Gianina, acum cu un pas, afară din casă, așteaptă verdictul. Mai stau cu el sau nu? Hai. Iar florile preferate sunt? Cred că... Cât mai multe de astea. Cum... Și ce... S-ar putea să fie astea mai de primăvară, la lele, gen de-astea, așa, nu știu exact, dar posibil și trandafiri. Cred că e cam plac toate florile. Ce să zic? Draga mea... A atins posibil trandafir. Ghiocei, ce ai? Nu, nu, nu. Gianina știe că tu ești ghiocelul ei preferat. Da. Trandafirii, ai atins trandafirii, dar trandafirii roșii, ca să știi clar ce se întâmplă în fiecare zi. Am înțeles că anul ăsta bărbatul trebuie să oferă în fiecare zi, florile preferate ale iubitei. Da. Nu-i așa, fetelor? Da. Perfect. Loredana, Nico sau Andra? Încheiem aici podcastul nostru. Da. Răspunsul vă va da într-o emisiune viitoare, peste 20-30 de ani. Da, nu pot să... E groasă cu toate. Și că eu nu răspund la întrebări capcană. Bine, 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 una mai ușoară. Nu, că răspund la întrebări capcană. Ți-am răspuns. Am răspuns. Ce? Că nu pot să răspund. Dar nu poate să răspund așa. Adică nu pot să răspund, nu că aș alege pe una dintre ele. Nu pot să răspund. Pentru că toate trei sunt la fel de valoroase. De asta nu pot să răspund, nu pot să fac un top. Șpriț sau bere? Șpriț. Așa, bere, vezi că asta e ușoară. Bere aproape niciodată. Deși am o piesă, adu-mi o bere, se cheamă, de o pun ăștia pe la terase, pe la... și mi-o cer pe la conștie, dar adu-mi o bere aia, nu cânti? Eu nu beau bere. Cum sună piesa aia? Adu-mi o bere, blondă ca soarele, când dă foc la umbrele. Yeah. Adu-mi o bere, 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 bere. Ce? Adu-mi o bere, noaptea ca cerul, nu știu cum, plin și de stele. Și n-ai făcut un vers, adu-mi o bere, hai să cântăm ceva pe re? Cel mai bun rapper din generația nouă este? Da. Acum din generația asta? Yeah. Trapper. Rapper, trapper. Rapper am zis. Nu prea mai sunt rapperi. Să mori pe calea de dispariție. Uite, rapper... Rapper din generația asta, ok, cel mai bun, cred că Funk B. Funk B? Da, e un băiat Funk B. Mai Funk B? Underground, gen, foarte bun. Eu ți-l recomand. Funk B? Super bine. Probabil că e Funk B, Renciu. E funk. Așa. Nu e lumeam. Funk, e Funk B. E Funk B. Vezi că Funk B, vezi că facem... Dar posibil să fie și Funk Renciu. Sigur că da. De ce? Piesa produsă, fii aici, alternative. Da. Piesa produsă de tine pentru un cântăreț de afară sau
piesă produsă de tine, cântată tot de tine, care să fie în heavy rotation la radio. Păi stai, dar la aia cu cântărețul de afară nu mi-ai zis nici cine-i cântărețul și nici dacă ajunge piesa pe undeva. O să ajungă, stai tu liniștit. Da, ajunge. Da, bineînțeles. A, dacă ajunge pe undeva... Prima variantă. Să de afară, că de-astea pe aici, pe-n țară, ne jucăm cu ele. Le facem așa, adică anual, nu-i problemă. Ok. Sișu sau Puia? Așa mă, ăstea greu. Ăstea cu ezitări, mă, ăstea cu... Ăstea fac, știi? Nu, nu pot. Puia îmi place cum livrează mai mult. Adică așa? Scrie foarte bine și Puia. Da. Deci ei sunt foarte buni pe ambele, dar zic așa, Puia îmi place cum livrează, Sișu îmi place cum scrie. Interesant. Rock sau techno? Rock. Cea mai dragă colaborare a ta a fost cu? Poți să spui cu mine și ai rezolvat? Nașa. Am avut. Știi bancul cu Nașii? Nu? Nașii tu acum. Perfect. Mergem mai departe. Dacă ar trebui să părăsești România, în ce țară ți-ai dori să te stabilești? În Italia sau în Grecia. Uite ce. În Italia. Nu faci dus, vivino. În Italia, că sunt legat cumva de... Cum ești legat de Italia? Păi tata, 90, a plecat în Italia. Și a lucrat acolo. Câți ani? Cât ați dat? Păi a stat până s-a stins săracul, acum 4 ani. Unde a stat? Ani. La Milano. Și eu, practic, din 90, anual, am stat prin Italia. Mergeam prin Italia. Nu vorbesc italiană. Nu vorbesc cu nimeni. Hai să te învăț eu, fii atât de aici. Vorbesc cu tine. Știi eu așa niște... Na. O sole mio! A, bine. Che bella cosa, mai urnate... E de urnit. Da. Mai urnate... Timp nu mai vreau să auzi. Da. Io sono innamorato di Marina, asta con grande... Pasta le știm bine. Ah, ok, perfect. Atunci știi Italia. Deci în Italia m-aș muta sau în Grecia? Îmi place mult Grecia, dar în Grecia m-aș muta undeva la țară, așa. Dar tot puțină briză și puțină... Păi la țară, la apă. Ah, nu la țară cu apă. Nu în mijlocul Greciei. Deci, te rog... Da, la țară cu apă, da. Da, țară nu cu... printre măslini, acolo da, la... Și printre măslini, dar să... Băi, tu vrei da. De toate la Malomări, iartă-mă, da. Le cam vrei pe toate. Am auzit că ar fi mai ieftin decât în România, oricum. Da, corect. Deci, de ce nu? Cea mai nebună... Asta trebuie să știi, ai destule în atâția ani. Cea mai nebună întâmplare s-a petrecut la concertul de la... Cea mai nebună întâmplare s-a petrecut la un concert de lângă Ploiești. Băi, n-a băgat tot la Ploiești, harta. Mă! Băi, la păi Ploiești! Da, păi acolo, atunci era, aia a fost concertul așa, nebun. Așa. Bine, s-a mai întâmplat și unul acum mai de curând. Dar aia a fost cea mai nebună, în care au venit unii de la altă discotecă. Deci noi când era discotecă. Așa. Deci ca să dai seama cam când e asta, până 2000, cred. Da. Așa, și noi cântam la discoteca aia care nu prea avea succes în comună. Așa. Și le-am luat succesul ălora care aveau succes, știi, în seara aia. Și aia s-au supărat și au venit cu bătaie la club, unde cântam noi acum. Și s-a stins odată totul așa, s-a oprit muzica și a început bătaie de aia generală. De-am fugit cu mașinile până acasă, ne-a urmărit aia să ne omoare până la Ploiești. O de-aia, că le-am stricat. Noi n-aveam nicio vină, ne chemase să cântăm. Ce te rog? Înțeleg? Anulează toate cântările, jur. Dar una de genul ăsta s-a întâmplat acum. Mi s-a întâmplat acum de 2-3 săptămâni. Ce? Tot pe lângă Ploiești. A, mă, două naibii, și dracu, se întâmplă pe lângă Ploiești ăla, mă. Zice, tot așa nu cred. Nu așa, da. Mai ordonat, nu, a intrat mai... S-au certat niște băieți. Am crezut că nu s-o mai certă în ziua, dar n-am mai întâlnit, adică... A, uite, de la început și la, vezi? Da. Peste 20 de ani. Am cântat odată de mult cu la familia pe la Baia Mare. Și noi cântam și ea se băteau jos. Noi eram o scenă înaltă, să zic așa, cam un metru, cam 2 metri așa, știi? Și ăia s-au luat la bătaie jos, da? Și noi ne uitam ce facem. Dă-i înainte. Corect. La un moment dat mai strigam la ei, bă, ce face, stai bine, că ăla era pe jos, unul dormea, unul își lua picioare, unul dădea picioare, sunteți ok? Da, s-a mai întâmplat la rep, s-a mai întâmplat, mai ales înainte s-a întâmplat. Asta e diferența între mine și tine. Da. La tine se bat în față. Așa, la tine se bat pentru tine. Exact. Ai văzut? Frunzele și iarba. Da. Da, bine, n-am avut multe, dar m-ai întrebat așa care sunt astea. Da, e nebun, e adevărat. Fost, Dar știi că secvența asta este celebră la Roadhouse, știi?
Adică trupa merge înainte. Ăia se bat în față, dar bătaie generală. Da, fac pogo de ăla sau cum se cheamă, de știi, de să lovesc toți ca nebunii. Și ai impresia că se bat, dar nu se bat. Stai, scuze-mă puțin. Pogo se numește. Ce e asta? Tu ai participat la vreo bătaie, Alice? Nu, am văzut cum se face. Dar tu de unde ai văzut bătaie, Alice? Am fost la un concert de rock și am văzut că se loveau unii de alții și da, intră unii alții ca nebunii. A, fac pogo. Pogo? Pogo. Omuleții lui Gopo făceau pogo. Da, exact. Omuleții lui Gopo făceau pogo. Bun. Ultima întrebare. Da. Gianina, fi... Grătar cu băieții de la bloc sau cină cu soția la un restaurant cu stele Michelin? Grătar cu băieții, tare. Băi, lasă-l în pace, omul să răspunde, zi-mă. Zi-mă, zi tu. Grătar cu băieții tot am avut, la stele n-am fost. Gianina, te-am rezolvat, dragă. Da. Da. Pentru noi... cu băieți, adică... Uite-l! Dacă l-avem și aici, uite, adică oricând un grătar... Păi da. Băi, aș vrea foarte mult să-ți mulțumesc că ai venit astăzi la noi. Mulțumesc eu de invitație. Aș vrea să... Ai văzut ce ți-am zis când mi-ai scris? Ha? Că bă, vii la așa? Zic, păi da, știu, eu chiar mă gândeam când naibii mă inviți. Mă tot uitam. Cine mai e săptămâna asta? Cine mai... Mă mai uitam pe telefon, da. Poate am scăpat eu mesajul. Da. Poate am fost și nu știu să mă uit, poate am apărut. Bă, dacă am fost invitat și n-am știut eu. Vreau să spun că, uite, după 3 ani de podcast, vreau să spun că astăzi s-a întâmplat mai multe lucruri pe premieră. În primul rând, fetele au cântat foarte bine. Aplauze pentru fetele noastre! Bine, mă, cred că bine au cântat mereu. Bravo, fetele! Da, o, să, chiar, uite, o să mai facem întâlnire cu Cabron ca să... Apropo de treaba asta cu ce vreau eu să fac și cu band și cu concert, eu acum dau seama că eu am refrenele toate cântate. Trebuie să-mi iau și backing. Ce naibii fac? Foarte bună! Băi, lumina am prins aici. Da. Asta tot timpul. Și nu-i bine? Nu trebuie lumina? Nu! E trebuie să fie mai intim. Acum s-a văzut tot. Intim când vine tu. Așa. Bineînțeles că ăsta îl mâncăm în seara asta. Da, da. Dar tu nu scapi de anumite lucruri. Ai venit iar cu omleta. Asta e omleta de final. Am crezut că mi-ai adus iar omleta înapoi. Una cu fructe de pădure. Paia o bag pe aia. Una cu fructe de pădure? Și una cu fructe de pădure? Special. Andreea se duce tot timpul pădure să caute frat și mure. Treci un pic și pe la mici. Mici, clătite. Bă, am cântat și nici n-am avut timp să mâncăm. Da. Păi nu putem, mă, și ți-am zis că eu doar beau apă. Oricum, vezi că m-am ținut de cuvânt și ia fi aici. Bă, omul ăsta a băut. Bine, a, încă o premieră. Stai. Să-l pun cu omleta, să-mi pui. Nu s-a terminat. După piesa asta, cred că o să bei destul. A, lucruri simple. Hai. Oh, oh, oh. Piesa care dă... Hai. A fost pentru voi astăzi Alexandru Minculescu. Hey. Să fiți sănătoși, că asta e cel mai important. Noi am vorbit serios despre piesă. Vedem dacă se vor transforma vorbele în fapte. Așteptăm partea de răpăială a lui Cabron. Iar noi ne perfecționăm partea de cântat de la refrene. Și bridge-uri, și finaluri. Da, toate. Îi dorim multă baftă pentru spectacolul din toamnă, yes. Atunci când toate duetele neamului se vor strânge undeva la o sală frumoasă. Cel mai mare concert. Cel mai mare concert din lume. Veniți acolo și vedeți pe toți. Și începe melodia. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa. Ce vorbești, mă? Ca un fulg în palma ta pentru mine. Tu tine n-ar fi prea puțin. Yeah, yeah, yeah. Nu caut cuvinte greu de înțeles. Nici multe motive ca să iubesc.
Da, cu refrenul, copii, atenție! Orice vise aș avea, lucruri simple voi păstra, cer albastru eu și tu. Mie de ajuns doar muzica, mie de ajuns privirea ta, lucruri simple voi păstra. Păi cine a fost alături de voi în această zi la pian, Marius? Hey! Cu mâinile lui fermecătoare, la chitară, Armando José, din filmul cu același nume, Cristiano Ronaldo. La top a fost Vali, cu trupul de fildeș. Iar la voci au fost fetele noastre, Gabriela și Alice. Șerban ne-a ținut la respect cu microfoanele. Iar Răzvan a fost alături de noi și ne-a filmat. Mulțumim, Andreea, pentru masă! Iar noi continuăm strofa a doua. Cine stă la masa mea? A doua acum? Yeah! Mie-mi place orice zi, oh, yeah, care mi-ar putea zâmbi dimineața, dimineața, lângă perna ta. Îmi place tu așa cum ești, când mă cer și când mă iert, și speranța că nu te vei schimba. Jar mâncați! Jar mâncați! Huo, huo! Huo, huo! Eu asta mi-a plăcut mai bine. Plăcut mai bine, mai bine, cerul este mai senin. Pentru piesa trebuie să-ți faci tu o semnătură de asta. Da? Deci este așa. Tag. Un tag. Funk. În picioare. Nu? Funken. Așa, funken. Ca la net, știi, funken. Da. Funken, funken. Dacă vrei, facem așa și facem cu ăsta. E, da, ca la rock and roll. Da, funken. Funken. Da, da, rock and roll, da, foarte bine. FNP. Yes. Funk în picioare. Funk în picioare. A funk. MP, mișto. Așa, și acum picioare. Gata, picioare, gata, ținu-mă, gata, rog. Băi, noi facem numai poze în picioare. Și gestul nu era așa, fac în picioare, nu. Ah, ba, da, fii, ăsta e F, 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 și ăsta cu picioarele. Teo, ce faci? Foarte bine. A venit și Teo Roz, bă. Eu am scris Teo când am venit. Așa o secundă. A venit Teo Roz, bă.
veni și